Bun găsit din nou, doamnelor și domnilor, la dezbaterile noastre despre educație, despre reforma din sistemul de învățământ, despre care foarte multă lume se exprimă într-un mod extrem de critic, lumea este nemulțumită și a dorit mai mult, mai multe schimbări. Pe de altă parte, există și o rezistență a sistemului la schimbare și despre toate aceste aspecte mai puțin vizibile, mai puțin tangibile. Vom încerca să discutăm astăzi cu invitați surpriză, așa cum v-am obișnuit până acum. Pentru prima parte a acestei emisiuni am invitat alături de mine pe doamna profesor universitar dr. Georgeta Pânișoară de la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, doamna profesor, și le vom avea alături de noi în câteva momente și pe Dragoș Anastasiu, antreprenor de succes implicat în numeroase proiecte în domeniul educațional. Și pentru că au existat în sistemul de învățământ și profesori de excepție pe care îndrăzneala de a deschide orizonturi noi i-a făcut să fie marginalizați în cele din urmă. Este vorba despre profesorul de matematică, supranumit proful online, domnul Ioan Ursu, cu care suntem acum în legătură în direct. Domnule profesor, ați instruit zeci de generații la clasă în peste 30 de ani. Ați avut îndrăzneala la un moment dat să filmați, da, ora de matematică și să o puneți pe internet, ceea ce a deranjat foarte mult. Și o să vreau să ne explicați în câteva momente cum de v-ați trezit pedepsit de un sistem de învățământ căruia, iată, îi scoteați la iveală mai degrabă slăbiciunile, lipsurile, da? Așadar, mă bucur că sunteți alături de noi, pentru că relația dintre profesor și elev este problematică și atunci când intervine și părintele se complică și mai tare. Prima mea întrebare este pentru doamna profesor, din punct de vedere psihologic, ce anume este astăzi important în educația tinerilor? Pe ce anume trebuie insistat? La clasă, acasă? Aș zice că este foarte important să ne gândim cum ne adaptăm la caracteristicile lor de vârstă, la conținuturile care sunt din ce în ce mai multe pe internet, de învățat. Pe YouTube avem multe de învățat. Iată și domnul profesor care este alături de noi în emisiune face astfel de lucruri pe internet și predă matematică. De pe TikTok învață mult tânăra generație. Trebuie până la urmă să învățăm și să se documenteze corect, dar a zice că trebuie să schimbăm un pic și modul în care predăm și ar trebui să schimbăm un pic și modul în care ne raportăm la generația de astăzi. Pentru că ei au telefonul ca extensie a mâinii până la urmă și nu ar fi ceva rău. Tehnologia ne poate ajuta foarte mult, dar trebuie să învățăm și cu regulile de mânuirea tehnologiei ca să nu le fie rău și să învețe, să folosească ca instrument cât mai mult pentru învățare. Așadar, a zice că cuvântul cheie, la orice vârstă, dar și în raport cu ceea ce ni se întâmplă astăzi, ar fi adaptarea sau flexibilitatea, apropo de ceea ce am făcut poate 10-15 ani și poate pandemia ne-a dus într-un punct în care a fost mult mai vizibil că trebuie să ne schimbăm. Inclusiv, nu știu cât mai folosim site-urile acelea pe care le foloseam, să facem puzzle-uri, să facem tot felul de lucruri interactive pe care le foloseam în online. Ele sunt, de fapt, ceea ce pot fi mai aproape de elevii de astăzi, care sunt pragmatici, care vor poate conținut scurt, în bucățele mici, care să fie interesant pentru ei și tot așa. Nu cumva obosesc și foarte repede, dar asta este întrebarea următoare, pentru că în fața unui asemenea val de informații, din care este foarte greu să decelezi ce anume ai nevoie și ce anume nu, cred că sunt puși în dificultate, inclusiv părinții, inclusiv dascălii, nu doar tinerii. Domnule profesor Ursu, pentru că dumneavoastră la un moment dat ați vrut să spargeți monotonia, da, unei școli pe care o cunoaștem cu toții, desfășurată în modul clasic, profesorul la tablă, matematica, o disciplină nu foarte îndrăgită de foarte mulți, deși mulți descoperă ulterior că ar fi fost mult mai bine să fie mai receptiv la ora de matematică. Așadar, aș vrea să-mi explicați de ce ați simțit nevoie atunci să filmați acea lecție de matematică și să o arătați lumii întregi, da, prin intermediul internetului, și ce efecte a produs asta asupra carierei dumneavoastră. Sărut la dumneavoastră, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Transmitut ascultătorilor. Doamne profesoare, o salut cu drag și să vreau să vă zic așa, că eu eram elev în clasa a 10-a, cred așa,
Și duminica venea cineva cu retroproiector și așteptam cu nerăbdare să urmăresc lecția aceea. N-aveam șansa să am un profesor deosebit de, să spunem, pasionat pentru ceea ce făcea. Trebuie pasiune, atenție multă. Pasiune trebuie pentru a face școală. Restul sunt vorbe. Atunci, eu așteptam cu nerăbdare. Ei bine, din clipa aceea, din 71, mi-a încolțit în minte ideea că ce-ar fi ca printr-o televiziune să facem lecția. Și n-am mai scăpat de ideea aceea nici cum. Nu mi-am gândit că va ajunge vreodată profesor, așa a fost să fie. Eu cred într-o lucrare a lui Dumnezeu, în tot ceea ce se întâmplă cu fiecare din noi, cred din toată ființa mea că așa trebuia să se întâmple și să ajung profesor. E mult de povestit. Important este că atunci când mergeam pe la inspecție și vedeam cam care este situația, cum colegii mei încercau să stea foarte departe de elevi, foarte departe. Adică dacă tu când intri la clasă nu te-ai apropiat cu informația pe care vrei să o dai de copil, n-ai reușit să faci asta, din păcate, lecția nu mai are nicio șansă. Atenție multă, între cei doi, emițător și receptor, trebuie să existe un sincronism, undeva trebuie să se întâmple ca cei doi să intre în legătură. O legătură de suflet, nu poveste marcă. Și am să fiu concret. Acum, iată ce mi se întâmplă anul trecut. Anul trecut mă spune cineva și spune, știți, domnule profesor, am un copil în clasa 8-a, sunt foarte, foarte necăjit. O plângea de la ea și era doamnă care spune, e un nepot al meu, de la Moinești. Păi zic, la Moinești am fost eu 23 de ani, știu eu pe toate lucrurile acolo. Ce? Nu mai este pe gânduri? Dați-mi numărul telefonul copilului și să stau de copil. Credeam eu că îl duc pe la prof online, internet, și el de acolo, cum își iau milioane și milioane de copii care știu de prof online, sunt Ați fost deschizător de drumuri, pentru că astăzi sunt foarte mulți profesorii care și-au filmat aceste ore de predare și le-au pus pe internet, dar ați fost primul și asta este foarte important. O să revenim în câteva momente la noastră, avem o scurtă pauză și rămâneți cu noi cu și dumneavoastră, evident. Am revenit la dezbaterea despre educație și ni s-a completat panelul de invitație. Domnul Dragoș Anastasiu este alături de noi. Bun venit, un antreprenor de succes implicat în multe proiecte educaționale și prima întrebare va fi de ce ați simțit nevoia să vă implicați în educație? Pentru că, bun, ați renunțat la o carieră de doctor, da? Pentru antreprenoriat și acum doriți să vă implicați în educație. Bună ziua și mersi că îmi dați ocazia să fiu aici în studio. Din egoism m-am hotărât să mă implic în educație pentru că noi în mediul privat de business avem două variante. Unu, să așteptăm să ni se dea inclusiv resursă umană de bună calitate. Forța de muncă de care aveți nevoie, da. Doi, să ne implicăm și să facem în așa fel încât să nu mai așteptăm să ni se dea. Și cred că foarte mulți ani, poate am avut dreptate să așteptăm să ni se dea, pentru că noi facem PIB și plătim taxe și din taxe trebuie plătit sistemul de educație și de sănătate și infrastructură și dacă ne punem pe poziția mi se cuvine, lucrurile astea ar trebui să le facă cine ar trebui să le facă. Dacă am înțeles însă că nu se fac așa cum ne dorim noi, sunt mulți care au zis, ok, hai să nu mai așteptăm, am așteptat destul, hai să punem umărul. Și atunci ne-am implicat, mulți dintre noi și jumătate din PIB-ul României, adică Coaliția pentru Dezvoltarea României, s-a dus către zona O Voce pentru Educație, One Voice for Education, ne găsiți pe ovoce.ro și am zis, ok, dacă tot se fac legile educației, hai să fim parte activă și să încercăm să influențăm într-un mod pozitiv. Și înțeleg că ați găsit ascultare, da, în zona politică. Am găsit ascultare și 70% din propunerile noastre și care au fost cu sutele, se regăsesc astăzi în
ultimul draft de legea educației care se află în momentul de față în Parlament și vom vedea ce o ieși. Da, e destul de complicat, nu vrem să le detaliem prea mult, pentru că important este ce va ieși până la urmă, da. Și altfel zăpăcim lumea cu lucruri care sunt provizoriu adoptate. Dar și ce pot să dispare așa sau nu din lege în final. Scuze de, că am întrerupt, ce pot să vă spun este că tot acest efort n-a fost degeaba. Sigur că ne doream mai mult și mai curajos, fără doar schimbări mai radicale. Ne doream reformă adevărată și o reformă e una în care sunt mulți dați cu capul de pereți. Da? O reformă este aceea care doare, nu? Da. Eu n-am văzut o reformă în care toată lumea este cu zâmbetul pe buze. Cineva mai trebuie să se supună schimbării și schimbarea doare, în și general. Dacă suprapunem peste aspectele acestea pe care le-ați evocat deja și faptul că urmează și o reformă financiară, pentru că austeritatea despre care se vorbește în aceste zile va lovi și va afecta și acest proiect educațional numit România Educată. Mesajul nostru este simplu. E foarte important ce va rămâne în final, nu? Mesajul nostru este simplu. Măi, oameni buni, nu vă mai atingeți de bugetul de educație. Considerați că bugetul României începe deasupra. Luați suma asta și asigurați-o, și anume 6% din PIB, sau mă rog, noi spunem 15% din bugetul național consolidat, pentru că, mă rog, nu contează, e o chestie tehnică. Aproape 6% din PIB. Nu vă mai atingeți de acești bani. Considerați că România începe de acolo mai sus. Restul de 10%, 94%, jucați-vă cum vreți voi, cu inclusiv apărare, cu sănătate, cu toate celelalte necesare. Dar nu vă mai atingeți de educație, pentru că dacă nu investim azi în educație, mâine vom investi în penitenciare, asta este cert. Da, pentru că tot s-a vorbit foarte mult zilele acestea și despre valul acesta fără precedent, iar spune unii, deși este o evoluție în timp. În ultimii 10-15 ani este o recrudescență a incidentelor cu violență produse în școli, iată, profesori agresați fizic de elevi, ceea ce nu este în regulă. S-a depășit cu mult o barieră pe care foarte puțină lume și-ar fi imaginat-o dacă stăm să ne gândim la școala pe care am făcut-o noi. Cât de important, câtă prestanță avea dascălul și are dascăl, trebuie să aibă, da? La catedră, cum impune, ce autoritate morală trebuie să aibă și cum este respectat de elev. Aici, doamna profesor, cred că există multe lucruri de reparat și astea cum se repară? În primul rând se repară în timp, dar e foarte mare nevoie să ne ajute și societatea, pentru că în principiu, da, putem să vorbim în ceea ce îi privește pe profesori că trebuie să aibă autoritate bazată pe competență, să fie expert în ceea ce face și la nivel de conținut, ceea ce nu ar trebuie să fie foarte greu, și la nivel de materiale interesante, deci partea asta de eficiență, dar și la nivel de, hai să zicem, să aibă o anumită carismă și să vorbim de autoritatea carismatică, să facă spectacol în clasă, pentru că așa îi ții aproape. Dacă se vede în partea cealaltă a clasei că ai entuziasm și că te implici și poți să, ce zicea domnul profesor Ursu, că te conectezi efectiv cu elevul, atunci ei vor fi alături de tine și nu vor fi derapaje atât de mari. Dar dacă se vede că tu ești într-un plan și ei sunt în alt plan și ei văd că tu nu-i înțelegi deloc și nu te interesează cum sunt ei, profesorul, bineînțeles, începe și el cu strategiile lui de apărare, pentru că se aude pe hol gălăgia, nu? Și atunci se vede că sunt două tabere opuse. S-a pierdut autoritatea formală, dar nu pe autoritate formală, până la urmă trebuie să se centreze profesorul. Da, ai teoretic, ar trebui prin niște reglementări, la nivel de regulament al școlii, să ai și autoritate formală, dar e un procent așa foarte mic pe care să te bazezi pe ea. Tu trebuie de să crești alte instrumente proprii, exact, nu? Exact. Entuziasm, conținut. Făcând uz, poate chiar abuz de exmatriculări, da? Pentru că incidentele acestea toate ar fi trebuit să se soldeze, cel puțin la nivel teoretic, cu măsuri mai drastice de genul exmatriculării. Alimentezi exact zona aceea socială despre care vorbeați, nu? Da. Despre care nu dorim să fim sursă, da? Pentru care nu dorim să fim sursă. E adevărat, dar aș vrea totuși să constatăm împreună faptul că avem tendința asta, în România în special, am văzut și în alte țări, există în general la oameni, ca din excepții să generalizăm, să le ridicăm la rang de regulă. Sunt totuși excepții, hai să fim serioși.
profesorii dascălii au autoritate în continuare. Nu cred că există violență fără doar și poate și între elevi, din păcate, bullying și cu profesorii și invers, dar astea toate sunt excepții. E adevărat că vorbim mult despre ele și e bine că vorbim. Totuși, să nu avem senzația acum că în toate clasele... Că s-au scăpat toate hățurile din totul mână. Este scăpat de sub control, da, că nu e așa. Aș vrea să vorbim, să reluăm discuția cu domnul profesor Ursu, imediat doamna profesor îți putea da replica, pentru că am început dialogul cu domnul profesor, proful online, așa cum îl cunoaște foarte multă lume. Ați pus, practic, pe internet circa 2000 de lecții de matematică gratuit pentru... Orice tânăr ar fi dorit să învețe matematica, nu? Și ați ajuns să fiți urmărit de foarte mulți tineri și mulți vă mulțumesc și vă spun că până acum nu prea au înțeles cam cum trebuie abordată matematica și vă scriu direct, acolo sunt zeci de mii de comentarii. Datorită dumneavoastră au reușit să ia bacaloreatul unii dintre tinerii aceștia și vă sunt recunoscători și apreciază că ați fost primul care ați deschis această cutie a transparenței, să spun, actului educațional. Spuneați că a fost o obsesie de-a dumneavoastră de tânăr, v-ați dorit să faceți asta, să găsiți un mijloc mai atractiv de a preda, de a vă împărtăși cunoștințele. Și chiar în cazul matematicii, care nu este prea spectaculoasă, da, am putea spune așa, ați găsit soluția prin care să vă apropiați de elevi. Sunteți mulțumit de ce a ieșit din acest, chiar dacă pe dumneavoastră v-a costat din punct de vedere al carierei. Oh, dar am și uitat asta. Ce important este că spuneam mai devreme, cei doi, profesori și elevi, dacă nu fac echipă, dacă ei se trezesc în calitate de opozanți în actul didactic, s-a terminat tot. De aceea, spuneați de 2000, nu, sunt 4000 de lecții, 4000 a câte două ore. Mă iertați, am greșit, da. Nu, am făcut acest lucru ca să fie cunoscut mai clar. Sunt milioane și milioane de copii care accesează, care, așa cum a spus, se bucură de oriunde din lume. Chiar și cei care nu știu limba română pot vedea, pentru că limbajul matematic este unul universal. Asta trebuie să vă spun și că ei, din cum curg informațiile pe tablă, își dau seama ce și cum se transmite. Dar cum ați reușit să îi faceți să înțeleagă că e atât de importantă totuși matematica? Care a fost secretul acestei metode noi de predare pe care dumneavoastră o folosiți atât de bine? Trebuie să vorbești cu sufletul. Nu. Dacă tu ești fals când ai intrat la clasă, în clipa aceea, elevul te simte dacă ai ceva să-i spui. Vorbeați despre autoritatea profesorului. Autoritatea este naturală atunci când ai ce-i comunica elevului. Când te simte că tu vrei... vă spun scurt, la cutremur, eram la seral, m-a prins cutremurul la o clasă de a noua și acum mi-amintesc bine, eram cu creta în mână, am coborât de pe la etaj, am coborât și știți ce mi-au propus când s-a terminat? O zis, domn profesor, hai să terminăm negheșițul. Ne-am întors înapoi și am continuat negheșițul. Da, o mostră de admirație din partea propriilor elevi. Nu ne-a deranjat. Ei aveau familie, erau toți, domnule erau profesor, mai în vârstă ca mine. Ce trebuie? Ce ați schimbat dumneavoastră la sistemul acesta de învățământ românesc, pe care mulți doresc să-l reformeze, dar nu prea știu cum? Nu se face nimic în direcția reformei. Deci nimic. Nu se vrea să intre în miezul problemei, în interior. Eu mergeam la inspecții la colegii mei și le spuneam așa. Uite, eu îți dau nota maximă pentru grade, pentru sistemul ăsta. Gradele n-au nicio relevanță în tot ce înseamnă actul didactic. Și le spuneam, uite, că dacă așa e sistemul, dar dacă eu te văd că tu, eu în bancă stând, eu îmbrac haina elevului. Dacă tu nu te apropii de mine ca să înțeleg și eu ceva, atunci eu să știi că voi ieși într-un mod politicos, înțelegând, ne înțelegem din capul locului și voi face lecția așa cum cred eu că trebuie să o fac, n-are nicio rost ca după aceea să-ți critic lecția și cu ce te-ai ales tu, cu ce m-am ales eu, doar cu nimic. Și atunci am avut așa o situație de acestea, când am ieșit, am făcut lecția, dar pentru definitivat era o tânără, nu o uit niciodată. Zice, domn profesor, dar dacă și eu la rândul meu simt nevoia să intru în lecții din nou, să extind lecția,
vă supărați? Hai, Demir, facem spectacol cu asta. Nu discutăm. Domnule profesor, domnule profesor, nu v-a deranjat faptul că n-ați avut sală de clasă în care să vă mutați, să vă faceți aceste lecții, să filmați aceste lecții? V-ați dus practic în curtea unui fost IAS, v-ați agățat tabla pe un perete care stătea să cadă și indiferent iarnă, vară, aveați tablă, cretă și v-ați încăpățânat acum să faceți lucrurile acestea. De ce anume? Teoretic puteați să fiți supărați, să vă ocupați de altceva și să vă regândiți viața într-o altă perspectivă, nu? Pentru singurul motiv, știam că foarte mulți copii, milioane și milioane de copii aveau nevoie. Matematica este, vă spuneam și altă dată și acum o repet, matematica este un limbaj universal. Dacă nu avem matematica pusă temelie la baza oricărui sistem de învățământ, totul se prăbușește. Este această tendință de învățare mecanică. De aceea vorbiți că, mă rog, foarte mulți tineri citesc și nu înțeleg ce citesc. Nu știu ce citesc. Nu intră în conținutul unei probleme, unei fraze. Nu știu să o descifreze. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru aceste observații foarte importante. Aș vrea să continuăm discuția și cu invitații din platou și vă mai așteptăm la emisiunea despre educație, pentru că ne-ați promis la un moment dat că ne veți învăța o modalitate absolut nouă de a învăța tabla înmulțirii. Cred că este o provocare foarte, foarte interesantă. În această epocă a tehnologiei în care, nu, multă lume se întreabă, dar de ce ar mai trebui să mai învățăm, nu? Dragoș Anastasiu, e nevoie în epoca informației, de tehnologiei informației să călcăm pe aceste căi bătute ale educației primare, ale educației din școala generală, sau trebuie reformat și acolo? Sigur că trebuie adaptat și reformat. Dar hai să nu uităm, apropo de matematică și de memorie și de logică, că de fapt matematica e logică și într-adevăr stă la baza oricărei gândiri, da? Aduceți-vă aminte câte numere de telefon știam pe din afară totuși în copilăria noastră. Nu știu cum a fost la voi, dar la mine știam toată clasa pe din afară, nu? Da? Acum nici pe al meu nu mai știu bine, da? Dar păi ale altora. Deci chiar nu știu niciun număr de telefon, da? Nu mai am această capabilitate. Deci de a reține. Pierdem din... Da. Pierdem, dar mai câștigăm în alte părți. Sigur, dacă știm să ne câștigăm viteză în alte părți, dar profunzime oare câștigăm? Pentru că e vorba și de analiză, e vorba de a dezvolta S-ar un spirit critic. S-ar putea să nu câștigăm profunzime, dar putem să învățăm până la urmă mai multe despre luarea deciziilor, despre educația antreprenorială, despre a fi creativ și adapta acele soluții care ne sunt, poate uneori nu la îndemână. Avem uneori, dacă suntem prea mult criticați la școală, s-ar putea să avem așa o neputință dobândită, că nu știm să găsim soluții la problemele noastre, că nu avem suficiente informații și nu știm de unde să le luăm. Deci da, sunt total de acord că trebuie să ne facem să învățăm să ne facem meseria cu eficiență și cu entuziasm, și asta duce la o anumită profunzime, dar e clar important să învățăm să gândim și convergent, să fim cât mai creativi, să fim flexibili, pentru că trebuie să schimbăm un pic paradigma că avem o meserie toată viața, că facem același lucru toată viața, s-ar putea să avem nu doar o carieră, ci 10 cariere, s-ar putea să facem peste 15 ani o altă meserie pentru care chiar nu ne-am pregătit. Și atunci trebuie să învățăm până la urmă să fim mult mai flexibili. Deci noi, de fapt, trebuie să învățăm învățarea. Da, corect. În școală, exact. Nu atât acumularea de cunoștințe. Mm-hmm. Este un bun exemplu, chiar cariera dumneavoastră, da? De la medic la antreprenor, e distanță mare? E distanță. Da, a folosit cu ceva acel bagaj de cunoștințe acumulat, de acea pregătire? Sigur că a folosit. A folosit la mindset. Și mindset-ul care spune că viața nu e despre mine, este despre ceilalți. Și viața este despre păsare, despre sentimentul de... În antreprenoriat? Să-ți pese de ceilalți. Unde trebuie să ai sânge rece, să vezi totul în calcule, în contabilitate, în plusuri, în profit. Dacă vrei să-l faci așa cum ar trebui să fie făcut antreprenoriatul, este despre a găsi soluții pentru ceilalți. Și nu de a găsi soluții pentru tine. Nu e despre cât câștigi tu, despre profitul tău. Profitul nu este altceva decât o consecință a faptului că tu aduci plus valoare altcuiva. Și asta, pentru că rezolvi o nevoie a societății. Da, și asta am înțeles eu în perioada medicinii, că viața nu e despre a-mi face mie bine,
viața e despre a face celorlalți bine, iar mie îmi va fi bine. Dar în liceu a fost disciplina economie politică. Da. Și multe alte. Care nu v-a determinat să alegeți o carieră de economist? Nu m-a determinat. Eu am făcut Mihai Viteazul la București, am făcut matematică fizică, mi-a plăcut foarte mult matematica și mi-a plăcut foarte mult fizica. Și asta m-a ajutat ulterior în viață. Deci atât cât e de important acest bagaj, nu? Apropo de logică, sigur. Orice înveți îți ajută în viitor, dacă o faci cu pasiune, cu plăcere și lucrurile se acumulează. E adevărat că, cum să spun, poate că aș fi fost mai departe într-un anumit fel dacă făceam de la bun început o carieră economică, dacă bagajul meu de cunoștințe când am intrat în antreprenoriat cuprindea să citesc un bilanț, să citesc o balanță, să deci, știu să fac... Deci, o orientare mai timpurie ar fi fost benefică? Probabil că într-un anumit fel m-ar fi ajutat mai mult. În alt fel, apropo de mindset, tocmai apropo de experiență... Tocmai de această diversificare a fost benefică. Da? M-a ajutat mai mult. E foarte greu să spui ce... Mi-a lipsit background-ul economic. Am simțit că îmi lipsește. L-am dobândit cu, cu mult mai mult efort decât ar fi fost dacă mă duceam la o facultate de tip ASE, dar toate eforturile de a învăța, și asta este ce trebuie să îndemnăm pe tineri, să citească, să învețe toată viața, să aibă flexibilitate, toate lucrurile astea, asta ar trebui învățat în școală, mai puțin tabla mulțirii, sigur și aia e importantă. Nu cred că suntem de acord cu dumneavoastră. Aici, da. Cel puțin toate sunt importante, toate sunt importante, doar că tabla mulțirii o mai recuperez printr-un calculator, în timp ce părțile celelalte, care încep cu mindset-ul, da? Cum văd lumea, cum îi văd pe ceilalți, care încep cu colaborare, cu comunicare, cum lucrăm în echipe, ce facem ca time management, ce facem ca project management, toate lucrurile astea, care nu depind de o meserie anume, da, și corect, sunt valabile în toată viața noastră, astea sunt lucrurile pe care eu mi le-aș dori mai degrabă învățate în școală, competențe. Dar parcă atunci când mi-aleg echipa, mi-ar plăcea să am în echipă membrii care știu toți tabla mulțirii, doamna profesor. Vreți să-i dați o replică, domnului Anastasiu? Nici o replică, doar că aș zice că trebuie să învățăm totuși tabla mulțirii, dar sunt total de acord că trebuie să învățăm să cooperăm, pentru că școala românească e mult prea centrată pe competiție. Nu e rău, trebuie să facem însă un echilibru. De ce e rău? Nu e rău pentru că e bine fiecare între noi să fim competitivi, noi și cu noi înșine. Dar sunt de acord că pe lângă competiție și competitivitate, pe care de asemenea trebuie să o învățăm în școală, dar să nu mă uit la colegul că el a luat 10 și eu 9. Să nu mă compar cu olimpiada lui și eu nu am luat trenul respectiv. Dar pe mine m-a stimulat lucrul acesta în școală, spre exemplu. Da, pe lângă faptul că eu am avansat într-un fel sau altul și eu să simt că am avansat și că îmi folosesc lucrurile astea în viață, într-adevăr, e important să am și echilibrul ăsta cu cooperarea. Pentru că școala noastră este în afară, notele, fiecare știe notele lui, în școlile din afară. Da? Eu îmi schimb notele mele. Dar noi avem tendința asta să mă compar cu colegul X sau Y și pe urmă ajung la primul loc de muncă și văd că trebuie să lucrez în echipă și văd eventual că sunt și bonusat pentru echipă și primesc niște lucruri de genul ăsta și dintr-o dată e foarte greu, cum să lucrez eu în echipă cu nu știu cine. Acum mai e o altă problemă, pentru că pandemia ne-a ținut mult în online și singuri, chiar dacă erau proiecte de grup. Și s-a accentuat pe aici pe acolo anxietatea socială și nu prea mai avem deprinderi sociale. Și atunci trebuie să ne învețe cineva că nu ne naștem cu competențele sociale învățate. Și dacă ne centrăm pe competiție, deci trebuie să fie un echilibru. Foarte greu să echilibrăm aceste aspecte, aceste abordări în formarea dascălilor astăzi. Cred că este foarte greu să punem în programa de învățământ pentru liceele pedagogice, pentru anumite, poate ați auzit de proiectul Superteach. Proiectul Superteach este despre schimbare de mentalitate, în special la dascăl. Sigur că acum n-am venit noi antreprenorii să spunem să învățați pe dascăl cum trebuie, trebuie cu toții să ne schimbăm și eu cred foarte mult în, da, trebuie să ne decidem. Vrem competiție și competitivitate și atunci știm notele și ne batem sau nu vrem să știm și atunci stimulăm echipa, pentru că niciodată în viață nu vei putea singur, nu vei putea decât în echipă. Niciodată. Nici Simona Halep, da, nu face singură. Să fim clar înțeleși. Deși pare că e singură pe teren. Niciodată Simona Halep n-ar fi putut singură.
Și atunci ce trebuie să stimulăm cu adevărat, să incentivăm, da? Începând cu profesorii și bineînțeles elevii, este spiritul de echipă, competiția, comunicarea și lucru împreună. Dar ce facem la Supertici este exact mentalitate. Și asta îmi spune, uite-te de jur împrejur și vezi, de exemplu, la copii, în fiecare dintre el, măreția lui. Nu există, fiecare copil are ceva măreț în el. Subvenția de genialitate, fiecare. Trebuie descoperită în fiecare. Și eu le spun profesorilor și m-am văzut în ultimii 5 ani, 6 ani, cu 30.000 de profesori și am interacționat cu ei direct. Și le spun de fiecare dată, eu sunt medic, ce ar însemna ca eu să tratez tot spitalul cu același medicament? Și noi nu putem să facem educație la tipul ăsta. Mă duc la clasă, turui lecția și mi-am făcut treaba și câteodată chiar foarte bine și am plecat acasă. Asta nu înseamnă să fiu dascăl în adevăratul sens al cuvântului. Dascăl înseamnă să încerc să fac educație personalizată, la fel cum face și în turism. Da? Nu toată lumea se duce în Delta Dunării. Unii vor să se ducă și la munte. Dar există și turism de masă, dar ce ar trebui să existe și un învățământ de masă performant. Și acolo, da, acolo sunt oameni, turismul de masă e altceva. Aici discutăm de copii, de copii care sunt diferiți, fiecare e diferit, fiecare are o măreție și noi îi tratăm pe toți la fel. Ori asta este una dintre problemele principale cu care ne confruntăm. Da, poate oare sistemul, statul român în momentul de față să personalizeze, să individualizeze atât de mult abordarea pentru fiecare dintre copii? Fiecare dascăl trebuie să o facă la clasă. Poate, bietul dascăl cred că este copleșit de atâtea probleme. Pentru că fiecare copil are personalitatea lui, dar cum și este... Cum o clasă în care fiecare vrea să facă altceva? Toți au telefoane, se joacă, nu sunt atenți. Cum captezi atenția unei clase întregi? Este important să ne uităm un pic la ce personalități au, dar e foarte important până la urmă să-i atragem spre ceea ce facem. Și în principiu, dacă ne uităm și la personalitățile lor și aici la caracteristicile de vârstă... Aici nu, nu forțați. Nu, da? Dar unii se atragi de ceva, alții se atragi de altceva. Da, de dar ceva, avem de... și o programă, nu? Și da, trebuie da, făcut obligatoriu. Dar asta nu e despre elev, programa e despre programă și profesor, nu. Programa e despre, despre profesor și despre ce are el de făcut conform meseriei sale. Dar eu când mă duc la, sunt profesor de matematică și mă duc și am carismă, să zic, da? Și am 36 de copii, sunt acolo tot felul de copii care unii nici nu vor să audă de matematică, vor să facă desen și așa mai departe. Sigur că eu îi oblig să facă matematică pentru că trebuie nu să dea o teză. Dumneavoastră, păi, obligă sistemul, școala. Da, școala, da. Dar eu ca profesor de istorie sau ca profesor de matematică, în principiu pot să înțeleg că Mihăiță sau că George nu are nu știu ce apetență pentru istoria mea. Dar să știu să predau astfel încât conținutul ăsta să-l intereseze un pic și pe el. Să-l intereseze un pic greu, viața spune că este foarte greu. Da? Un pic e pentru că în adică clasa basic. Respectivă am și copii care vor face facultatea de istorie și vor face o carieră din chestia asta și am și copii cărora le pasă mai mult de matematică și de IT. Eu deduc așa că din toate grijile, din toate problemele care trebuie rezolvate pentru a eficientiza acest învățământ românesc, da? Pentru a nu avea un procent de 42%, da? Analfabeți funcționali în România, ceea ce este dureros. Pentru că înseamnă că suntem inadaptați prezentului, dar minte viitorului pe care alții știu să și-l pregătească, formând o resursă umană calificată pentru ceea ce va însemna lumea, da? În următorii ani. Printre aceste probleme foarte multe regăsim sarcinile dascălului în primul și primul rând. Nu aici ar trebui direcționați și banii cei mai mulți, investiția în educație ar trebui să graviteze în jurul elevului sau în jurul dascălului, pentru că aici e o dilemă. Beneficiarul este copilul. Și focusul trebuie să fie pe copil. Dar nu pot fără dascăl. Nemărindu-i dascălului salariul, de exemplu. De acord și cu salariul, deși eu nu cred că neapărat asta este principala noastră problemă. În general vorbesc și în antreprenoriat și peste tot banii. Sunt și ei importanți, fără doar și poate. Motivația profesorului, care este da, motivația trebuie să vină din alte zone. Automotivație, motivația acelui de ce fac chestia asta. Ce îmi pasă de țara asta, îmi pasă de viitorul acestei țări, îmi pasă de copilul respectiv, îmi pasă de părintele lui, etc., etc. Lucrurile vin din acest sentiment de păsare. Se anunță o grevă generală în învățământ, apropo. Da, bravo lor. Și aici trebuie să apăsăm pedala și să lucrăm. De asta și acest proiect Supertici, care se duce către acest tip de mindset, schimbare de mindset. Avem nevoie la nivelul întregii societăți. Noi toți ne uităm la propriul stomac înfometat și ne uităm de 30 de ani, la noi înșine.
Ori asta trebuie să se schimbe. Bun, dar atenție, înseamnă, e foarte important să ne uităm spre științele educației, să ne uităm spre psihopedagogie mai mult, ținând cont de această diversitate de public, da, pe care îl avem la clasă, da, copiii cu atât de multe caracteristici specifice fiecăruia. Ce ar trebui aici? Până la urmă, care sunt nevoile acestor copii? Dacă e să vorbim de managementul clasei. Da? Până la urmă, fiecare copil vrea să fie apreciat, vrea să cunoască lucruri care îl interesează, vrea să se simtă conectat cu cei din jurul lui, apropo de nevoile de afiliere. Chestiile astea, într-un fel sau altul, profesor, sunt în slujba, sunt în curtea profesorului. El trebuie să ajungă un pic să-l motiveze pe copil, dându-i și un pic de apreciere, dându-i și conținuturi interesante, acelea din programă, dar prezentate altfel. Până la... Dar sunteți de acord cu mine că avem de-a face cu generații din ce în ce mai fragile din punct de vedere psihologic? Da, poate, dar nu putem să generalizăm, dar aveți dreptate că unii copii par mai fragili decât eram noi acum 20 de ani. Cum dar, definim fragilitatea, dacă nu vă supărați? Lipsa de reziliență, ca să o spun și mai... Și atunci asta înseamnă că n-avem... Depresiile, dezamăgirile, dramele personale, da, tragediile care se întâmplă chiar la vârstă tragedie. Ne... În engleză zice coping. Dar nu avem strategii de coping, aprobat de situațiile de viață pur și simplu. Dar dacă suntem prea centrați spre critica, de exemplu, pentru că eu îl înțeleg pe profesorul care critică pur și simplu ca acel copil să se dezvolte. Pentru că e foarte puțin timp la dispoziția profesorului și atunci cum îl duc mai departe, un pas mai sus, spunându-i ce a greșit. Și atunci copilul nu se simte apreciat. Da? Și atunci, bineînțeles că nu e de acord cu profesorul care îl critică dacă este și un pic mai fragil sau dacă i s-a dat foarte mult dreptate. Se pune foarte multă presiune pe acești copii, probabil și de acasă, mm-hmm, și de la școală, și exact, foarte mulți dintre ei, exact, nu rezistă. Da, și se depărtează, au, poate. Au la îndemână, da, unde pot ei să apeleze? Sunt mulți tineri care probabil ne urmăresc și se gândesc, și eu am o mică dezamăgire, mă simt frustrat dintr-o anumită cauză, nu suport genul în care se derulează ora nu știu care și aș vrea să fie altfel, să mă bage și pe mine cineva în seamă sau nu, să mă lase doar să urmăresc. Cui se poate adresa orice tânăr care are o problemă? Până la urmă e rețeaua de consilieri și psihologi școlari care funcționează în școală și e bine să știe că nu e o rușine să ceară ajutorul acolo. Poate mergem mai mult spre ideea aceasta că atunci când avem o problemă sau mă simt într-un fel în care nu pot eu să-mi rezolv singur problemele, să cerem ajutorul unei persoane de încredere. Poate doamna dirigintă e de încredere, poate consilierul școlii e de încredere, pentru că eu la 12 ani sau la 10 ani sau la 14 ani s-ar putea să nu știu să rezolv o problemă de viață. Și este normal să fie așa? Și este normal să fie așa. N-avem suficientă experiență, plus că n-am prea învățat lucrurile astea nici măcar la școală. Și dacă și nu m-am învățat acasă, nici părinții, da, exact, trebuie să cer ajutor cuiva. Nu mă pot descurca singur. Vă mulțumesc foarte mult pentru această participare la o parte a problemelor din sistemul de învățământ românesc. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc foarte mult. Nu plecați, revenim după o scurtă pauză. Am revenit la discuția noastră despre educație și am onoarea să l-am invitat pentru această parte a doua a emisiunii pe domnul academician Nicolae Manolescu, profesor universitar, președintele Uniunii Scriitorilor din România, critic și istoric literar. Domnule profesor, ca să schimbăm orientarea de la științe exacte, de la matematică, spre limba și literatura română. Limba română este un bun național și ați susținut acest lucru în luări de poziție pe care le-ați făcut, fie în reviste de specialitate, fie chiar în plan public. De ce credeți că nu este valorificată sau nu este tratată ca atare limba română în școala românească astăzi? Bine, cauza principală este scăderea numărului de ore la disciplina literatură, faptul că de foarte multă vreme, încă de mai țiu minte, după ce am terminat eu școala, gramatica nu s-a predat la liceu. Clasa 8-a s-a terminat, practic, da, da, predarea gramaticii. Ceea ce nu ne împiedica pe noi la facultatea de litere, de filologie, să avem examene, trei examene la concursul de intrare, și anume literatură română, limbă română și limbă străină. Și la condițiile astea, cei care veneau la a doua disciplină, la limbă, veneau cu cunoștințele de la clasa 8-a. Ori, totuși, între a 8-a și a, câte erau, a 12-a, nu erau, n-au fost 12 tot timpul, au fost și 11 și 10, eu am făcut 10. Da,
Asta e una din cauze. Al doilea este, a doua cauză este scăderea, de fapt, a interesului pentru această latură, să spunem, umanistă. Un exemplu frapant, într-un fel, este că cuvântul umanioare nu mai este în dex. Nici în prima, nici în a doua ediție. Pur și simplu, am făcut o investigație odată, l-am folosit, cineva m-a întrebat ce înseamnă. Și nu era vorba, era unul dintre colegii mei de meserie. Da, cuvânt care nu se mai folosește. Învățământul s-a mutat de pe uman pe real, cum ar veni. Se știe de multă vreme că de când există real și uman, pentru că pe vremea mea nu existau cele două. Se știe de multă vreme că clasele bune sunt clasele de real, clasele de uman sunt clase mai slăbuțe, fie prin componență, fie, știu eu, prin dezinteres de altă natură. Clasele de real deschid mai multe căi, clasele, mai ales în perioada industrializării comuniste. Piața muncii, da. Piața muncii, clasele de asta, ce puteai să te faci? Când am terminat eu liceul, de pildă, acum 60 de ani, nu, când am terminat facultatea, acum 60 de ani, liceul am terminat mai de mult. Vreau să vă spun că aveam, de fapt, o singură opțiune. Învățământ. Noi știam, toți cei care am făcut filologie, și bănuiesc că și alte, în alte discipline era aceeași poveste, că mergem în școală. Nu vă spun unde, în ce școală, cum puteai, când am terminat eu de pildă la repartizări, nici vorbă să fie mai mult de două orașe, ți-mi minte și acum Fetești și Târgoviște, cu liceul de fete, că pe vremea aia se chema școală medie, școala medie de băieți. Ba. Chiar mă gândeam să-mi cumpăr o bicicletă eventual, dacă nu o să stau să chiar în comuna, da, să fac navetă, îmi făceam tot felul de socoteli. Foarte, foarte puțin dintre noi au mers înspre presa culturală și spre institutele de literatură sau de lingvistică. Erau două, unde vă dați seama cât intrau. Concurență, da? Nu era concurență, chestia se decidea dinainte, pe lista pe care am apărut eu, de pildă, și cu majoritatea colegilor mei, cei care merseseră în presă și la institute nu figurau. Deci ei s-au dus direct acolo. Au fost aleși într-un fel dinainte. Aleși, totdeauna există aleși, de când lumea. Ceea ce, mă rog... Depinde foarte de scopul acum, și nu pot să spun, da? Erau oameni valoroși în general, da, pentru că noi am avut niște serii foarte bune cât am fost student, iar urmă ca profesor la facultate, trebuie să spun că cel puțin vreo până prin 1977 am avut serii foarte, foarte, foarte bune. Foarte bune. Ce s-a pierdut în timp, domnule academician? Pentru că v-aș întreba de ce asistăm aparent pasivi la această înlocuire a culturii, a importanței culturii, cu ce înseamnă știință tehnică. E peste tot în lume. Eu n-am nimic împotriva științei, Doamne ferește. Știința face parte din cultură. Dar știința cu latura ei de creație, nu cu latura ei de execuție, să spun așa. Exact, da. Deci nu tehnologia. Tehnologia nu e știință. Cel care creează o tehnologie, cel care o folosește, nu e om de știință. Omul de știință, ca și omul de litere, sunt... Ori, din păcate, asistăm la o degradare continuă a învățământului, care are două etape, să spun așa. În 1966, Ceaușescu abia instalat, a făcut o reformă a învățământului foarte bună, care a durat, adică a fost pusă în practică, până în 1977, când la cutremur au început tot felul de mișcări subterane, mă rog, financiare, în primul rând, ideologice, în al doilea rând, când școala și-a pierdut și din elanul, să spun așa, și din nivelul pe care l-a avut până atunci. Până în 77 s-a făcut școală foarte bună. Foarte bună. Nu pot să spun că s-a făcut școală foarte rea nici înainte. De pildă, am făcut odată o comparație între ce am învățat eu la literatură română la începutul anilor 50, când am intrat în liceu, și ce se învață astăzi. Ce se învață astăzi? Învățam de 10 ori mai mult.
Și nu se plângeau tinerii din generația dumneavoastră că e supraîncărcată programa niciodată, școlară? Niciodată nu ne-am plâns de asta. A doua etapă, să spun, în care învățământul a început să degradeze a fost după 1989, în parte și pentru că societatea s-a schimbat foarte, foarte mult și dacă accentul pe științific, pe tehnologic, de fapt, exista și înainte, după asta a devenit practic global, în toată lumea s-a întâmplat același lucru. Adică aici, într-un fel, ăsta a fost un trend la care nu ne-am putut opune. Numai că erorile au început, așa cum am auzit că a observat și unul dintre invitații dumneavoastră, au început, sigur, de la subfinanțare. Acum, se vorbește de 6%, pe vremea când eram eu în Parlament, în politică, erau 4% procentele pentru, din PIB și PIB 15% din buget. Niciodată acest procent n-a fost respectat. Absolut niciodată. Chiar atunci când unii miniștri au spus da, am alocat 4%, de fapt erau fonduri extrabugetare, cam o treime dintre ele, dacă nu mai mult. Deci nu s-a, ceea ce este minim, minim. Avem un exemplu extraordinar. Dezvoltarea tigrilor asiatici, acele țări din Asia, Coreea de Sud, s-a făcut în anii 70, nu mai știu exact, pe ce bază? Pe baza învățământului, care nu era la coada bugetului cum e acum. Deci după învățământ nu mai vine decât cultura, mi se pare. Sănătate, învățământ și cultură. Era în frunte, erau primele. Asta s-a întâmplat în Finlanda, între altele. Adică s-a constatat că, de fapt, dacă nu finanțezi învățământul, școala nu produce decât mediocrități. Deci nu degeaba se spune că dacă vrei să iei viitorul unei națiuni, iei școala. Da, iei la școala. E și viitorul, dar e și trecutul. Că asta este partea proastă. Acum, toată lumea pare de acord că e nevoie de o reformă. Și că s-a ajuns într-un punct atât de critic încât da, nu se mai poate. Părerea mea este, eu sunt mai puțin optimist decât au fost invitații dumneavoastră. Am fost optimist toată viața mea, prost de optimist. Acum sunt sceptic, cel puțin pe durată scurtă. Pe durată lungă, așa, cu un pic de egoism, zic, nu mă mai interesează că nu o apuc. Am devenit sceptic pentru că în loc să se pună, cum să zic, spunea unul din invitații noastre foarte corect, în loc să se meargă la rădăcina răului, ne ocupăm de tot felul de chestii superficiale. Nu spun că nu sunt importante, da. Totul e important în materie de școală. Cumva, nu? Ați spus că cultivăm, școala românească cultivă mediocritatea. Aici este problema, ar trebui să cultive excelența? Da, după părerea mea, școala ar trebui să cultive excelența. Adică să încerce să facă, dacă așa cum spunea domnul Anastasiu, toți copiii au o măreție în ei, trebuie să scoate măreția aia la iveală, nu să-i aducem pe toți la nivelul de jos. Deocamdată școala uniformizează. Asta este școala, să ne înțelegem, școala e democratică numai în măsura în care oferă șansă egală tuturor și îi obligă să facă un anume număr de ore. Dar democrația nu înseamnă că nu există elite și că nu există și medii și că nu există și persoane care nu sunt în stare să învețe. Ei pot fi îndrumați. De ce au fost desființate școlile profesionale? De ce nu mai găsim niciun meșter acum? Păi unde să înveți? Școlile profesionale erau foarte utile pentru multe categorii de elevi care cu posibilități mai reduse și materiale, dar nu numai materiale, intelectuale, făceau o meserie și știau meseria brățară de aur. Cine mai știe expresia? Și asigurau viitorul, exact. Cine mai știe expresia asta? Că chem pe cineva să-ți repare o țeavă și ți-o sparge de două ori în loc să-ți astupe o gaură. Nu, ceva nu e în ordine. Școala trebuie să producă ce e mai bun în promoția sau în promoțiile succesive care părăsesc. Politicienii vor întreba. Să scoată cei mai buni din copiii ăștia. Da, numai ce cu trebuie făcut? Da. Și cine să învețe cu ce trebuie făcut? Obiecția mea, dacă vreți, este, lăsând la o parte toate aspectele astea, încă o dată, foarte importante, fără discuție, inclusiv, știu eu, dacă învățăm tabla înmulțirii, da, nu e tot una cu telefonul, îmi pare rău. Telefonul, putem să ne descărcăm memoria de numerele alea din moment ce le avem acolo. Nu, tabla înmulțirii este un exercițiu mental.
Nu e doar memorie. Ne obligă să gândim. De ce se punea odată întrebări capcană cât fac 8 ori 7, dar 7 ori 8? Ne obligă să gândim. Ori asta în școală a cam dispărut. Nu ne mai obligă să gândim. Am văzut, am citit acum recent un articol al unei profesoare din Târgu Jiu, care are o rubrică în România Literară. Copiii, elevii au învățat acum să folosească aceste mașinării nenorocite, Bing, Chat, GPT, IA, AI, sau citim pe englezește, probabil pe englezește, IA. Tot ce înseamnă, da, așa? Inteligența artificială. Și ce sau fac? Formă de iau aplicație. De acolo, da. Iau de acolo, cum luau altă dată, le dicta profesoara de română o anumită, nu știu ce le spunea acolo, și la examen repetau aproape cuvânt cu cuvânt. Învățau pe din exact afară. Acum iau de acolo. Ori asta este o mare nenorocire, pentru că aceste mașinării ar merita o emisiune specială, pentru că asta e o problemă foarte, foarte gravă. Aceste mașinării au niște defecte capitale. Am mai multe mărturii ale unor colegi ai mei care au avut curiozitatea să stea de vorbă. Nu numai domnul prim-ministru, care a stat și el de vorbă la o ședință de guvern, Ion, așa. Da. Nu, care au stat de vorbă serios și au constatat niște lucruri absolut uluitoare. Adică aceste mașini nu sunt în stare, de fapt, să gândească. Ele folosesc imensa, infinita informație a internetului, pe care niciodată mintea umană nu o va egala. Da, absolut. N-ai cum, dar astea sunt informații. Nu sunt cunoștințe. Spuneați că școala noastră n-ar trebui să ne livreze doar informații, ci cunoștințe. Școala trebuie să furnizeze cunoștința, este o informație trecută prin sită, prin filtrul gândirii, prin gândire proprie. Mașinile astea, oricât s-ar perfecționa, nu mă pricep la partea tehnică, nu vor ajunge niciodată să gândească propriu. Domnule Grădincean, am două întrebări. Una dintre ele este directă. Cum facem școala românească, citesc din ce ați scris dumneavoastră, respectabilă pe din afară și pe dinăuntru? Își propune cineva cu seriozitate acest lucru în societatea românească astăzi? Nu, din păcate nu. Din păcate nu. Dintre cele trei bugete private de fonduri, acum mai nou pentru economii, s-a găsit și Ministerul Culturii, de pildă. Ministerul Învățământului nu, că nu se poate. Profesori lipsesc. Da, Ministerul Culturii, deci în general, încă o dată, coada bugetului, în loc să fie în frunte. Dar dincolo de toată povestea asta, sigur că dacă lucrurile ar fi luate în serios și s-ar vedea gravitatea derivei învățământului românesc, și nu numai cel de limbă, deriva este generală. Dovadă că domnul profesor Ursu a trebuit să se ducă într-un fost IAS, da. Nu știu unde, pentru că școala nu i-a pus la dispoziție, ce este complet aberant, adică nu se poate așa ceva. Să vrei să faci această chestie și să nu se pună la dispoziție. Acum 10 ani, da. 10 ani nu și contează. Ceva nu era de acceptat. Iertați-mă, acum 10 ani știam cine e ministrul învățământului. Acum nu mai aduc aminte. E relevant ceea ce da, era. Știam foarte bine cine a fost ministrul învățământului. Am vrut să vă întreb, care dintre cei peste 10 miniștri, dacă nu mă înșel, ai învățământului din ultimii ani, v-au rămas în minte, au fost de reținut? Da, bine. De reținut din punerea memoriei. Da, în primul rând a avut idei de reformă Marga, Andrei Marga, fără discuție, nu știu, acum transând, că e vorba de 20 de ani de atunci, sau mai mult chiar. Mai mult, eu eram încă în politică. Fără discuție, a avut idei Funeriu, a avut idei, poate un pic prea împinse în față de momentul acela, dar a avut niște idei. Au mai fost și alții, am uitat cum îl cheamă, era de la Cluj, care de asemenea a fost un bun ministru. Nu pot să spun nimic despre domnul Șora, care a fost la început de tot, pentru că n-a apucat să facă nimic, era perioada aia în care nu se făcea mai nimic. Că n-avea cum și a plecat destul de repede. Dar toate aceste probleme, să spunem, mai mult sau mai puțin colaterale, mă rog, nu vreau să le diminuez importanța, sunt importante toate. Există un rău la baza concepției despre școală, a ideii de școală. Și răul pornește de la o schimbare de poziție, să spunem așa. Întâi instruim și după aia educăm. Din păcate, de la România Educată, domnului președinte, și până la ce se întâmplă în școală,
Se vorbește mereu de educație, nu se vorbește de instruire. Rar auzi cuvântul a învăța. De pildă, noul proiect de lege nu prevede decât în titlu cuvântul a învăța. În rest, nicăieri în text nu mai apare a învăța. Deci noi, școala nu te mai învață. Îți creează competențe, ni se spune, și te educă. Cum adică te educă? Deci de fapt te instruiește doar. Da, te educă în spiritul valorilor naționale și a simbolurilor noastre pe care toți le iubim și așa bun. Dar n-ar trebui întâi să spunem care sunt aceste simboluri? Și n-ar trebui să diminuăm, iată, ponderea, relevanța, da, a limbii și literaturii, da, române ca element și de bază. Și istoria fiind în aceeași situație, cu ore tot mai puține, da, până președintele Academiei s-a plâns chiar public de faptul că istoria în școală nu se mai face ca lumea. N-ar trebui să spunem care sunt astea, pentru că altfel unde ajungem? Ajungem ca la niște primari de mari localități să pună tricolorul pe bănci, ca să ne așezăm, nu spun cu ce parte a corpului, că știe toată lumea pe ele, ceea ce înseamnă nu un dispreț, înseamnă o elementară limbă de bun simț național. Păi cum vrem noi să educăm pe copii în spiritul valorilor naționale dacă nu le spunem ce înseamnă, de pildă, tricolorul, de ce trei culori, de când, cum? Și cât e de importantă limba română și exprimarea corectă și văzând ce se întâmplă pe mediile de socializare, în mediile de socializare. Ați văzut ce se întâmplă. Domnule Grâncean, sunteți și dumneavoastră revoltat de urâțirea limbii române, nu? Este o nenorocire. Sigur că apar dicționare multe, mult mai multe decât înainte, când ne plângeam că nu sunt. Avem dicționare de multe feluri, nu de cât ar trebui. Dar nu de dicționare, vorba. Dicționarele le consultă cel mult cei care le scriu. Să fim serioși. Profesorii se uită la dicționar? Nu. N-am auzit. Iertați-mă. Nu generalizez. Deși ar trebui ca să nu se piardă limba română adevărată, nu? Ce credeți că corectorii de pildă se uită în dicționare, fac corectura, cum știau ei că o fac și câteodată se mai schimbă. Da. Pe urmă, Academia a contribuit la o reformă a ortografiei în 1953. Ortografia, cum știți, a fost schimbată, zice-se, pe model sovietic. E o prostie. Rușii scriu cu chirilice, deci nu pot să... Nu puteam fi modelul acela, da. S-a simplificat într-un fel. S-a scos apostroful, s-a scos o mulțime de lucruri de acolo, s-a pus cratimă peste tot... S-a scris cu ud în i peste tot, ca să, bun, ceea ce limba fonetică fiind limba română e oarecum normal. Ai un sunet și o literă. La începutul anilor 2000 s-a făcut o nouă reformă. Revenirea la tot la Academie. Erau doar doi lingviști membri ai secției de filologie și literatură. Unul s-a abținut și altul s-a opus. Totuși, restul au impus o schimbare. Au readus din A. Au lăsat apostroful afară, deși apostroful este absența unei vocale, pe când cratima este legarea între ele a două cuvinte. Mă rog, asta este situația. Dar, culmea, noi nu avem, consoane, dacă nu Academia nu are, nu are drept de legislație în România. Deci, și acum scrie fiecare cum vrea. Da, toată lumea spune, nu contează că este greșit, contează că e uzitat și atunci... Acum, devine... uzul stabilește niște reguli, dar nu de azi pe mâine. Aici s-a greșit, acceptându-se toate formele și cele greșite. Când e vorba de uz, nu. Dar putea Academia, puteau lingviștii să scoată, cum a scos Graur pe vremuri, prin anii 70, un dicționar de epie și ortografie, adică cum pronunțăm și cum scriem. Foarte, a avut un succes enorm, pentru că era corectată limba lui Ceaușescu. Se spune municipiu, nu municipiu. Și toată lumea a cumpărat cartea pentru asta. Acum noi nu mai avem așa ceva. Dicționarele sunt pentru specialiști. Dacă vor. Dar la acel dicționar... Ne trebuie o revistă de limbă, cum vorbim, scria, era pe vremuri. Deci, reglementare, profesorul se duce la o revistă de asta, nu se duce la dicționar neapărat. Și se mai pierde ceva, și ați observat foarte bine în luările dumneavoastră de poziție. Ce se învață astăzi nu este limbă română, nu este literatură, este comunicare. Da. Și greșim. Asta este o recomandare stupidă europeană. Îmi place că Europa are și recomandări ca lumea și pe care nu le adoptăm. Ne chinuim de nu știu câte vreme. Nu mai spun acum la ce ne chinuim de multă vreme și suntem în stare să pierdem niște bani. În vreme ce ne-am gândit acum să preluăm ideea asta stupidă că e comunicare. Limba e comunicare, fără îndoială, dar e forma cea mai importantă de comunicare. În al doilea, literatura. Îmi pare rău, nu e comunicare.
Comunicarea trebuie să fie clară, explicită, da? Se adresează cuiva precis. Literatura este ambiguă, nu? Aiurea. Știți că în catalogul ăsta, nu știu cum să-i spun, european, sunt 11 forme de comunicare, începând cu aia a animalelor, a gesturilor și terminând nu știu cu care, dar a noua e literatura. Uitați-mi, este o... Era să zic acum, mai există instituția asta care reglementează vorbirea... CNA-ul, da, da, da. Nu se ocupă și de vorbirea corectă și incorrectă, se ocupă numai de alte derive, nu? Așa mi se pare. Da, da, da. Sunt multe derapaje și da, în ceea ce se, Doamne, vede și se aude, nu, da, nu, în mass media. Adevărul e că nu se mai... Româna va deveni o limbă păsărească. Foarte curând. Și da, pierdem. Nu, dar nu pentru pierdem, că importăm cuvinte, pentru că am văzut și explicația asta. Nu, importul de cuvinte a fost existat totdeauna. Orice limbă în momentul de față este o limbă metisă, de fapt. Nu este limbă pure. Cum vrea doamna Meloni acum, printr-o lege în Italia, să pedepsească cu 100, până la 150.000 de euro cuvinte anglicisme folosite în italiana publică. Dumnezeule, o nebunie. Nu, aici uzul decide. Dar nu de pe o zi pe alta, ci la intervale mai mari de timp, când se acceptă anumite forme. În cazul nostru, problema este că limba se strică dinăuntru. Ortografia, gramatica, vocabularul este în derivă completă. Și din ce în ce mai limitat. Și pronunția. Noi avem o mulțime de anglicisme împrumutate recent. Se vedea dicționarul Floricăi Dumitrescu, Niculescu, de cuvinte recente. Care, eu nu sunt sigur cum pronunță, manager, manager, nu știu. Neclar și pentru noi. Da, da, nu sunt știu. Și foarte multe prescurtări, da, despre care se uzează. Bun, în asta limbajul scris. Nu vă spun ce problemă am avut eu la UNESCO, unde totul era prescurtare și când se citeau rapoartele, nu înțelegeam absolut nimic. Mai ales că prescurtările erau de două feluri, erau în franceză și în engleză, cele două limbi folosite. Și termenii erau diferiți. Da. Prin urmare, au două feluri de prescurtări și eu nu înțelegeam nimic, trebuia să mă uit așa ca mâța. Zic, ce vrea să spună? Raportul era scurtat, să zic așa, cu o bună treime, punând, în loc de expresii, punând prescurtări. Era o economie materială. Da, este o modă generală. Foarte periculoasă, denaturează, alienează mintea, diminuează capacitatea minții umane. Eu spun de multă vreme că noi considerăm că e normal să ne ducem la săl de fitness, mă rog, eu la vârsta mea nu mă duc și când m-aș fi dus nu erau. Doamnele se duc foarte bine și domnii se arăte bine, e foarte sănătos, e perfect. Dar de ce n-am fi face și săl de fitness intelectual? Cu mintea unde mergem la fitness? Depinde de biblioteca. Foarte acum bun loc, e da? Săptămâna verde, copiii de la clasele mici se duc, au fost la grădina zoologică, au fost la nu știu unde, am aflat și eu. Du-i, domne, și într-o bibliotecă. Creierul nu trebuie și el pus în mișcare? Mai ales că avem zilele acestea. Am avut în 23 aprilie, am citit și eu cu foarte mare curiozitate, prin hotărâre de guvern, am sărbătorit ziua bibliotecarului din România. Nu știu dacă s-a simțit asta. Și în aceeași zi, tot 23 aprilie, la inițiativa UNESCO, din 1995, se sărbătorește Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor. Foarte frumos. A trecut neobservată ziua de 23 aprilie. Da, foarte frumos că facem aceste zile. Foarte frumos că ne sărbătorim marile personalități ale trecutului la anumită dată, dar haideți să o facem serios, adică dacă tot se împlinește o vârstă rotundă, hai să căutăm nu doar să vorbim, să ținem două, trei conferințe pe aici, pe acolo. Poate găsim niște inedite, poate facem o ediție, poate publicăm o monografie, un studiu, facem ceva concret. În cazul limbii române, bibliotecii. Foarte frumos, ziua bibliotecii, de acord, dar dumneavoastră știți că din 2002, de când a fost votată legea bibliotecilor, nu s-a aplicat niciodată? Mai sunt exemple, din păcate, în România. Asta i-au spus-o bibliotecarii domnului prim-ministru la o întâlnire la care am participat și eu, pe problemele cărții. Da. Și bineînțeles că frumos ziua bibliotecarului, dar hai să aplicăm legea, care nu era deloc. Am fost în nenumărate școli, că, mă rog, asta e. Eu sunt ca elevul ăla pe care l-ai întreba, spune despre castravete. Pe mine orice mă întreabă, mă duc la școală. Vreau să vă spun că am văzut școli care n-au bibliotecă. Am văzut școli care au bibliotecă, dar n-au bibliotecar. Multe, pe aici, în jurul Bucureștiului, ma să ne înțelegem, nu știu unde, în Creierii Munților, unde sunt trei copii și un profesor. Nu, nu. Aici, în București.
Pur și simplu, nu au bibliotecar. Nu, nu mai spun că nu au cabinet medical. Nu se poate. Mai ales acum cu violențele astea, care sunt ele excepții. Avea dreptate doamna să spună înainte că sunt excepții, din fericire, dar excepțiile fac regula. Denotă totuși niște derapaje nepermise. Asta fac, iar faptul firești, că scriitorii, profesorii se impun elevilor, se impun din ce în ce mai puțin. În primul rând că sunt mai puțin pregătiți. Pentru că, ia gândiți-vă, câți profesori au absolvit facultatea înainte de 89 și sunt în activitate? Este cam generația celor de 60 de ani deja. Cei mai mulți, vreo 80, da, care s-au dus la pensie, cam vreo 85-90% sunt toți produs după, de când școala a luat-o la vale. Exact. De care suntem toți responsabili, pentru că toți care am... Vorba aia, eu, de când mă știu, am fost în școală și am fost totdeauna optimist și am zis, școala e... Nu, școala trebuie să învețe în primul și în ultimul și în penultimul și în antepenultimul rând și la... Trebuie să învețe. De-aia face școală, trebuie ca să învățăm. Să învețe pe toți. Da. Să încărcăm programele, nu să le descărcăm. Am scris de nu știu câte ori, am atras atenția și domnului fost ministru al învățământului, nu e descărcați ghiozdanele copilului ca să nu facă cifoză, dar nu descărcați programa. Nu scoateți, ca să dea bine la bacalaureat, să avem rezultate bune, am scos din programa de română Baltagu, Alexandru Lăpușneanu al lui Negruții, pe care în 51-2 am făcut-o la școală și de atunci s-a făcut tot timpul. Poezia lui Ion Pilat. Și în anii 80 am făcut-o și asta, singur, și au rămas prea de referință. Mulți săraci copii se duc la bacalaureat. Spune, învață-i, presează-i, pune, pentru că niciodată după aia nu mai învață. Dacă nu învață în această perioadă și o citesc acum? Nu, nu. Cum să spun eu, lecția vieții e cu totul alta. Ai experiență, nu e învățat. Învățătura se termină cu școala. După aia înveți în experiență, cel mult. Și dacă ai baza, adaugi la ea niște lucruri. Dar dacă n-ai baza, n-ai unde să așezi etajele. Cât de responsabili trebuie să fie părinții în privința acestor probleme din școala românească? Nu vreau să-mi ridic lumea în cap. Acum pot să o fac, că nu mai sunt politician. Pe vremea, de câte ori așa venea vorba, mușcam limba. Părinții sunt una din marile probleme ale școlii românești. Pun o presiune suplimentară și pe dascări și pe copii? Iau partea copiilor când nu trebuie. Acum să nu uităm. Să nu uităm exemple, sigur că fie excepții, să nu uităm că cei 6 violatori de la Vaslui au fost, părinții le-au sărit în apărare ca să scape odraslele de pușcărie. Și au fost mai puternici împreună decât victima. I-au făcut nenorocitei de victime atâta mizerii încât aia a trebuit să plece în alt oraș. Astea sunt părinți. Să nu uităm de părinții care se duc la școală și urlă la directoare sau chiar au încercat să-i bată pe unii dintre profesori. S-au întâmplat. Păi, de ce să ne mirăm că copiii aia sar la profesoară cu cuțitul? De unde să învețe? E un cer vicios. Părinți insuficient instruiți să fie părinți responsabili. Da. Profesorii fără vocație și demotivați. Da, pentru că eu am publicat un editorial în România Literară despre noul manual de clasa 5-a de limbă și literatură română. Ceva mai îngrozitor n-am văzut niciodată. Acolo nu era vorba de literatură decât în măsura în care niște opere, ca în toate manualele, ilustrau bunătatea, devotamentul, dragostea de căței și de purcei. Nu literatura ca îmbogățirea minții, ca îmbogățire, ca, cum să spun eu, nu gratuitatea asta, frumusețea, nu. Așa ceva nu mai există. Politica, corectitudinea politică distruge toate aceste chestii. Cum adică? Ce e frumusețe? Ce e gratuitate? Ne întoarcem la Dobrogeanu Gherea. Sunt foarte multe de discutat și vă mai aștept la emisiunea despre educație, pentru că de-abia am început această serie de analize. Da, atât și de multe încât o sunt viață, multe de o viață întreagă. De părinții mei au fost profesori și eu n-am visat altceva decât să fiu profesor. Și de o viață întreagă mă preocupă problema școlii, iar acum, pe ultimii kilometri, sper să nu fie metri, mă gândesc, Doamne, cum am trecut prin toate astea și n-am reușit până la urmă
mai nimic, să zic așa. Domnule academician, eu zic că oamenii buni întotdeauna reușesc. Cu siguranță, trebuie să fie ascultați și sper, da. Multă lume își dorește dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc. Și anume își doresc ca aceia care au urechi de auzit să audă și să pună... E aici e povestea. Că să tem, transpunem decizii care să aibă efecte. Mă tem de o boală mai gravă decât pandemia, de această surditate intelectuală. Domnule academician, vom dezvolta și acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult deocamdată și vă mulțumesc mai aștept. Mulțumesc eu, cu plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Rămâneți în continuare, mai avem o ultimă rundă de dezbatere. Așadar, revenim după o scurtă pauză. Am revenit. Invitații mei de la această oră sunt doamna Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, și domnul Radu Burnete, director executiv Confederația Patronală Concordia. Bine ați venit la emisiunea despre educație. O problemă complexă, impactul eficienței sistemului de învățământ practic este major în România, fie că este vorba despre părinți, despre elevi, despre profesori, despre, iată, decidenții politici, care au ajuns în cele din urmă să lucreze la aceste noi legi ale educației, de la care așteptările sunt foarte mari și aș vrea să vă rog să analizăm lucrurile care sunt deja prevăzute în lege și sunt bune, beneficii, ar putea schimba felul în care funcționează astăzi învățământul în România, l-ar putea adapta mai bine nevoilor de pe piața muncii, spre exemplu, și ce lucruri au rămas deocamdată neacoperite, dar pentru că vorbim de un ONG cu tradiție, da, în apărarea intereselor copiilor din medii defavorizate, din zone cu probleme, aș vrea să ne spuneți cât de grave sunt aceste concluzii pe care le-ați găsit sondând acest segment cel al tinerilor, da? Foarte mulți își doresc să părăsească țara, să meargă să studieze în străinătate. Este vorba de un studiu realizat recent de organizația Salvați Copiii, da? Și acolo peste jumătate dintre elevii de gimnaziu își exprimau această opțiune. Cred că ar putea face o școală mai bună afară. Da, într-adevăr, peste 55% dintre... E un sondaj național, adică cu reprezentativitate în rândul copiilor de gimnaziu și liceu. Și aproape 55% dintre ei au menționat că vor să plece din țară și aproape o treime dintre copii au menționat că vor să învețe într-o altă țară. Deci, iată, nevoia de educație sau dorința de a învăța altfel. Da, nevoia de a pleca e determinată de calitatea slabă percepută de ei a educației, de neîncrederea în nivelul de trai și în condițiile de trai din România și un segment destul de mic pentru reîntregirea familiei, pentru a se duce împreună cu ceilalți membri care deja sunt plecați. Dar acela e un procent mic, cam 7%. În rest, vor alte oportunități de a învăța, vor să învețe cu adevărat, consideră că calitatea școlii la noi nu le oferă o perspectivă foarte bună de dezvoltare și de a-și arăta abilitățile. Și desigur, e îngrijorător. E îngrijorător, da. Și cred că poate și generațiile care deja au plecat dau un feedback pozitiv, adică cred că cu toți am auzit feedback-ul celor care învață în străinătate, care este foarte bun, în sensul că sunt... Percep multe diferențe între sistemul de aici. Da, lucrează în echipă. De regulă în cel universitar. Universitar și liceal. Și liceal. Da. Lucrează în echipă, li se dezvoltă competențele, sunt evaluați, sunt direcționați în funcție de abilități. Profesorii sunt foarte atenți și foarte suportivi. Dar oportunitatea aceasta pe care ar putea o avea într-un sistem de învățământ mai aplicat cumva nevoilor tânărului este condiționată de posibilitatea financiară de a opta pentru această școală afară, da? Da. Pe care foarte puțini copii din România o au. Care este situația de fapt socioeconomică? Se fac eforturi mari de către părinți pentru a-și trimite copiii afară. Domnul Burnete a studiat afară, nu? Viena, mi se pare. În Viena și la Washington și m-am întors. Și v-ați întors. Cum? Că de regulă ai noștri tineri cam rămân pe acolo, pe unde găsesc
un mediu mai, nu știu, mai atrăgător, mai prietenos? Acum e o poveste lungă de viață, n-aș vrea să vă plictisesc cu ea. Din punct de vedere educațional, al ceea ce ne subiectului nostru. Vă mărturisesc, când am plecat, plecasem cu gândul să nu mai întorc, m-am răzgândit pe parcurs. Dar da, realitatea e că experiența educațională pe care am avut-o în afara țării a fost diferită de cea din România, deși vă mărturisesc că am avut norocul să am niște profesori excepționali și aici la facultatea din București, la Facultatea de Științe Politice. Deci ați putut face comparația fiind de specialitate deja, nu? Între ce înseamnă o politică de învățământ într-o țară sau în alta. Politică publică. Sentimentul pe care l-am simțit, și ăsta e foarte important. Vă mărturisesc, când am ajuns la Georgetown, eu am fost mereu un elev bun. Eram primul din clasă, șeful clasei și la facultate. Eram printre elevii buni, să zic așa. Dar și aveam un soi de infatuare din cauza asta. Ori ajuns la Washington, în America, am avut această realizare că, Dumnezeule, toți ceilalți colegii mei sunt mai deștepți decât mine, au citit mai mult decât mine. Profesorii par infinit mai deștepți. Păream cel mai prost de acolo. Asta a fost prima mea senzație. Și umilința asta, eu cred că e importantă. V-a ambiționat. M-a ambiționat și m-a făcut să realizez că e important să fii așa un pic socratic, să nu crezi că le știi pe toate, că există foarte mulți oameni pe lumea asta care știu multe, multe lucruri. Dar am discutat în prealabil în emisiunea noastră de astăzi și cu interlocutori care susțin că nu e așa de bine să stimulăm performanța, concurența. E bine să cultivăm echipa în școala românească, să pregătim tânărul pentru o abordare, să spunem, în echipa vieții, a activității pe care o va face după ce iese din școală. Unde să fie rețeta succesului? Cred că performanța. Da, cred că e important să lucreze în echipă pentru a respecta pe celălalt și pentru a vedea în fiecare coleg un potențial. Cred că asta e important, dar dacă ar trebui copiii evaluați, ar trebui cumva din clasa a 4-a, a 5-a, văzuți care sunt, dacă nu mai devreme, care sunt abilitățile, orientații, sprijiniți, încurajați, pentru că până la urmă fiecare trebuie să-și facă o carieră, nu că vorbim mult de carieră, dar desigur trebuie să o facă respectând niște valori atunci când muncești cu ceilalți într-o echipă, respect, suport, ajutor și așa mai departe. Vă referiți la elemente pe care le câștigăm din primii ani de școală, de fapt? Sunt valori morale, etice, nu? Ar trebui să le câștigăm din la școală. La care nu ar trebui să renunțăm, fie că le avem sau nu din familie, fie că școala pune sau nu accent pe ele. Eu aș zice că sunt două dimensiuni ale sistemului educațional la care trebuie să ne uităm, mai ales că multe dintre sistemele noastre educaționale au fost desenate în secolul XIX, în mare. Primul ține de aceste lucruri care sunt constante în timp, nu? Etica, morala, istoria până la urmă, matematică, astea nu se schimbă. Pe de altă parte, noi nu mai pregătim cetățeni pentru secolul XIX, noi pregătim cetățeni pentru secolul XXI. S-au schimbat multe lucruri, s-au schimbat lucruri în domeniul muncii, nu mai sunt aceleași slujbe acum față de acum 200 de ani, dar nici mediul în care noi operăm nu mai este același. Nu ne mai raportăm efectiv la fel unii la ceilalți, adică trebuie să fim un pic nerealist să pregătim copii cu în aceleași cadre pe care le aveam atunci. Unele lucruri s-au schimbat și noi trebuie să ne adaptăm. Ați avut profesori de modă veche în școala generală, în liceu? Da, deși nu sunt foarte în vârstă, încă am prins, să zic, modelul vechi. Profesorii erau severi, trebuia să stai drept, să-ți faci treaba, nu exista, să zic... Și totuși erați primul. Nu eram neapărat tot timpul primul, nu vreau să las, poate mă văd foști colegi și mă trag de oroc după aceea, dar cu siguranță spiritul era de competiție. Adică se pune foarte mult preț pe să ai coroniță, să fii primul în clasă și părinții mă întrebau cine a luat notă mai mare, ce notă ai luat, câți colegi au luat notă mai mare decât tine, de ce n-ai luat notă atât de mare. În cazul meu nu era o presiune, trebuie neapărat să fii primul, dar raportarea asta față de ceilalți era importantă. Eu nu cred că e neapărat greșită, ea nu trebuie să devină nocivă, adică nu trebuie să ajungi să... Nu trebuie dus în extrem. Nu trebuie dus în extrem. Pentru că sunt extrem. Și copii mai fragili pe care îi poate demotiva insuccesul, să spunem, într-o concurență în cadrul unei clase. Nu? Faptul că nu ajung la acea coroniță
poate să îi demotiveze să mai privească cu atenție ce se întâmplă în școală? Până la urmă și viața, nu e, e un echilibru între coronițele cooperare nu sunt pentru și competiție. Nu am nici în viață, da, nu toată lumea ajunge să aibă coroniță. Trebuie uneori trebuie să coopereze, alteori trebuie să concureze și trebuie să fii pregătit pentru ambele medii. Dar nu e ușor. Și cred că trebuie să facem o școală pentru toți copiii, până la urmă. Adică, până la urmă, asta e important, să aducem toți copiii la școală și să-i ținem acolo. Aici nu suntem noi buni în România. Faptul că totuși avem cât aveam la începutul anului 2021, aveam peste 280.000 de copii care nu se aflau în școală, înregistrați în școală, că avem un abandon școlar de aproape 35.000 de copii pe an, primar, gimnazial și liceal. În 10 ani nu s-a schimbat nimic din punctul ăsta de vedere al abandonului școlar. Deci putem calcula că am pierdut aproape 350.000 de copii în 10 ani datorită abandonului școlar. Dar ce spune asta despre societatea românească, despre, până la urmă, zona de decizie politică, faptul că în 10 ani nu s-a reușit nicio diminuare a acestei tendințe nefavorabile viitorului României? Întreb specialistul în științe politice. Eu cred că, cu vagi excepții, nu le pasă cu adevărat. Adică preocuparea asta pentru educație, orice poziție înțelege că trebuie să o aibă, că publicul o cere, dar în spatele ușilor închise nu cred că asta a fost o preocupare adevărată. Și ce spunea doamna Alexandrescu, acești copii pe care pierdem din sistemul educațional, ei nu sunt doar niște copii pierduți, ei vor fi niște cetățeni pierduți, pentru că studiile ne arată că sunt niște oameni pe care nu-i mai recuperăm aproape niciodată, sau efortul pe care trebuie să-l facă societatea când ai 20 sau 25 de ani și tu nu ai trecut prin sistemul educațional să te integrezi, este, dacă nu imposibil, oricum imens. Și ceea ce spunea domnul Burnete, faptul că nu există această voință politică, se reflectă foarte clar în alocările bugetare, nu? Că dacă vrei un sistem educațional bun, consistent, aloci bani. Ori până acum vedem că s-au folosit cam 3% din PIB. Noi, ca Salvați Copiii, am cerut în noua lege a educației să mențină acel 6% din PIB, că s-a dorit să se calculeze altfel alocările bugetare, dar cumva noi am dorit să mențină acel 6% din PIB. Vă dați seama că țării fantastic de dezvoltate, cu un sistem extrem de bun, Finlanda, Franța, Suedia, alocă mai mult, alocă cam 7%, 8%, cu toate că au deja infrastructură, și au, de unde au să, profesori, nu? Au acești bani, resurse, sigur. Da, și au și bugete mari. Și la noi stăm cu acest 3% și vedem diferențele acestea mari între, marginile orașelor, ca să nu le uităm și pe acestea, nu numai rural. Diferențele rural-urban sunt foarte mari, dar mai sunt și pungile de sărăcie din urbanul mare și mic. Unde disparitățile cresc. Unde disparitățile cresc. N-avem, gândiți-vă că în mediul rural nu e infrastructură, sunt clădiri vechi, nu au resurse, nu au tehnologie, au foarte multe toalete în afara clădirii de școală, de exemplu. N-au laboratoare, n-au infrastructura de a învăța, n-au resursa umană, profesori. Deci este o diferență foarte mare și aici ar trebui, dacă ar fi voința politică, aici ar trebui să vedem rezultatul în alocările bugetare. Să spunem că până în 2030 pornim de la 6% și mărim cumva în fiecare an, astfel încât să recuperăm acest gap, o diferență mare. Tot a fost domnul Manolescu și vorbea de limba română de și importuri. Importuri. Da. Aceste diferențe mari, pentru că ele se reflectă în calitatea cunoștințelor copiilor. Știți testele PISA, da. Știți analfabetismul funcțional, care 41% la citire, 46% la matematică, 42 cred că la științe și așa, cu toate că copiii au un potențial, deci se pierde. Unde trebuie direcționați acești bani, acest procent din PIB, cu prioritate? Care nevoi sunt mai acute? Care sunt lucrurile care se pot rezolva într-un fel mai eficient, în sensul de a produce mai repede efecte pentru a motiva oamenii să privească cu optimism? Acum 10 ani probabil că v-aș fi răspuns în infrastructura școlară, în școli și în biblioteci și așa mai departe.
uitându-mă ca un nespecialist la sistemul educațional, cred că în clipa de față cea mai mare nevoie este în rândul profesorilor și a profesioniștilor din sistemul educațional. Pentru că acolo, dacă a pus să intri într-un cerc vicios în care niște profesori mediocri pregătesc alți profesori mediocri, de aici mi se pare aproape imposibil de, sau foarte greu de ieșit. Și dacă acum 10 sau 15 ani vorbeam așa teoretic, dacă nu intervenim o să avem probleme în sistemul de educație, acum le avem. Uite că n-am intervenit. Și le avem. Deci eu cred că în pregătirea profesorilor, în veniturile lor, aici trebuie făcută o intervenție masivă și rapidă, pentru că altfel nu reușim să mai întoarcem barca asta din drum. Din ceea ce ați dialogat la nivelul, sau în acest proces legislativ, da, în care se lucrează la noile legi, cele două proiecte ale legilor educației pentru învățământul preuniversitar, respectiv cel universitar, ați găsit receptivitate de partea decidentului care ar fi vrut să ia cunoștințele, expertiza și așa mai departe de valoare, sugestiile, propunerile care vin din zona societății civile? Da, dar aș fi apreciat dacă în acești ani, 7, eu știu, de când 10, vorbim da? De reformă, da. Am fi avut niște discuții mai consistente, mai amănunțite. Acum simțim că totul e sub presiune. În ultimile săptămâni scriem, am citit repede proiectul, scriem diferitelor partide, diferitelor comisii ca să acoperim toată zona politică. Deja câteva propuneri au fost incluse, cele referitoare la, eu știu, la asociațiile independente de elevi, care ar trebui să fie un partener și consultate tot timpul de către Ministerul Educației, la suportul care trebuie oferit copiilor vulnerabili, pentru că, așa cum spunea și domnul Burnete, este important să se aloce bani pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale ale profesorilor și cadrelor didactice, dar trebuie mărit aparatul. Știu că se vorbește acum de diminuarea aparatului bugetar, dar cel din educație sunt chiar trebuie. Sunt austerității care planează deja. Exact, chiar trebuie mai mulți consilieri școlari, trebuie psihologi, pentru că lumea trebuie să știe, consilierii școlari nu oferă suport emoțional, nu fac consilierea aceea de care știm noi, psihologică, și nici n-au cum la numărul acesta destul de mic pe care îl avem, 1 la 800, 1 la 1200 de copii. Nu știu ce... dacă apucă într-un an să stea de vorbă cu toți. Deci trebuie investit în creșterea persoanelor care lucrează în învățământ, în apropierea și în angajarea personalului de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, de exemplu, și așa mai departe, care trebuie acompaniați. Dar trebuie alocați mai mulți bani, pentru că în mod normal și în lege scrie că învățământul general din România este gratuit, dar el nu este gratuit. Știm cu toții câți bani alocă părinții. Știți că am făcut de-a lungul anilor mai multe analize cu învățământul gratuit costă. Cât costă învățământul gratuit, da, da. Exact. Deci în sensul... ajungem la 6% din PIB. Ajungem, da, din buzunarul cu parte vine pe alt canal. Pe alt canal, adică părinții trebuie să acopere o mare parte din cheltuielile materiale pe care școala nu le acoperă. Adică trebuie să dai bani pentru săpun, hârtie igienică, pază, materiale didactice, transport. Trebuie să rezolvăm cu transportul copiilor și trebuie alocați bani. Pentru că acel copil trebuie să ajungă, să aibă cum să ajungă la școală. Sunt zeci de mii de copii care nu ajung la școală. Acest transport interjudețean este o perpetuă încercare de mai mult de 10 ani de a fi rezolvat. Credeți oare că administrațiile locale, da, autoritățile locale, județene, ar putea gestiona mai bine problemele cu care se confruntă școlile în mediile defavorizate decât reușește să o facă, să spunem, eu centrul? Nu știu cum reușea pe vremea lui Ceaușescu. Aveam un carnet de elev, cam prins acea vreme, aveam un carnet de elev și pe baza aceluia puteam călători gratuit pe și toate liniile.
Și nu se mai poate călători gratuit? Pe baza interjudețean, nu, nu. Trebuie să-și plătească drumul, depinde de tariful transportatorului. Să știți că tot legat de nevoile acestor copii, care mulți dintre ei nu au acces la, până la urmă, nici la cărți, nici la biblioteci. Este foarte greu să ne imaginăm cum ai putea învăța temeinic în lipsa cărții, oricâte medii din acestea electronice ai avea. Aș vrea să discutăm acum prin telefon cu Ștefan Mandachi, antreprenor sucevean, care mai nou investește într-o platformă educațională. Este vorba despre un proiect numit Citește. Ștefan! Bună ziua! Bună ziua și bine ai venit la analiza noastră despre educație. Ce te-a determinat să părăsești cumva zona antreprenoriatului și să vii în zona antreprenoriatului educațional? Cu alte cuvinte, de ce simți nevoia să ajuți tinerii să citească mai mult? Proiectele în care sunt angrenat acum, respectiv Pontaine Citește, nu fac obiectul unei afaceri. Asta o fac din pasiune și am cochetat ideea de foarte mult timp. Încă de când aveam afaceri clasice în zona de Horeca, am încropit în fiecare restaurant câte mini-bibliotecă. Și mi-am dat seama că 90% dintre angajații mei, am avut peste 1000 de angajați la un moment dat, 90% nu se atingeau de cărți, 5% așa mai din obligație și între 1 și 3% citeau și am constatat că liderii din companii după 4, 5, 6 ani făceau parte din acel procent, 1, 3%. Apoi am vrut să fac o rulotă cu cărți mobilă pe care să o duc prin satele din defavorizate din Moldova, după care ieșind din Horeca și investind și într-o platformă educațională, am spus că ar fi o idee strălucită să pun la dispoziția tuturor containere pline cu cărți. Minim 2500 de cărți. Este ceea ce vedem aici în spatele, în fotografia din videoul, dar în spatele tău este un asemenea container care are niște dimensiuni, nu știu, 13 metri parcă, nu? 13 metri pe 2,5, acum arată mult mai bine. Pentru că ce conține? Ce conține acest container pe care scrie Citește? Cu semnul exclamării, deci e un îndemn. Acel container are mai multe cărți, are 3250 de cărți și include o sală de lectură, bineînțeles mică, în miniatură o sală de lectură și ateliere de muzică, de film, de pictură, dar vrem să îmbunătățim conceptul și vom face și o sală de fitness în aer liber, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Ai dus undeva acest proiect al tău materializat? Unde anume? Și știu că ai avut o reacție foarte bună din partea publicului, nu? Da. Deja avem 5 containere. Eu am mai finanțat unul și voi mai investi 100.000 de euro în două sate din Botoșan și din Vaslui. Vom monta containerele. Sper că până la 1 iunie să montăm toate 5, dar obiectivul nostru este să ajungem la 42 de containere educaționale, cum le spunem noi, multifuncționale, hub-uri educaționale. Cum sunt primite? Cum sunt primite de copii? Ieri, de pildă, au fost în jur de 200 de copii, e săptămâna altfel, și au venit foarte mulți copii. De când am inaugurat primul container, 15 martie, au fost în jur de 6500 de persoane la container. Este un pol. Noi spunem turistic cumva, pentru că lumea oprește, nu știe ce se întâmplă. E și foarte bine amplasată, căutăm niște zone care să fie foarte bine amplasate. Gândiți-vă că nimeni nu acordă pro bono spații comerciale pe care să fie scris cuvântul Citește. Numai să fie un astfel de cuvânt și tot are un impact, chiar dacă nu intri. Dar oamenii intră și fac fotografii și vrem să dezvoltăm conceptul. Îmi place foarte mult. Înțeleg că ai un ecou foarte bun. E o nevoie de a ajuta tinerii să citească, de a avea preocupări educative, da? Cât costă un asemenea container? De unde sunt banii? Cine ți se poate alătura? Sub ce formă? Până acum am finanțat din banii mei de pe persoană fizică. Și o să mai merg în continuare cu proiectul ăsta, pentru că are un impact foarte mare și având în vedere că 80% dintre români, 76% dintre români n-au intrat niciodată într-o bibliotecă, poate că nu era îndemână și vreau să le împing aceste containere în calea lor. Un preț unui container este 12.500 de euro fără TVA, nu le fac, eu nu le produc, eu le cumpăr la rândul meu, le aduc din portul Constanța și le facem la Suceava cu firme partenere, le proiectăm, le facem la Suceava total inclusiv. Dacă sunt finanțatori care vor să deschidă în zone rurale defavorizate, noi ne ocupăm de tot de la A la Z, dar banii nu trec prin noi, direct către firme autorizate. Noi le ducem, noi le transportăm, noi le facem, nimeni n-are nicio problemă dacă există finanțator și există. Și unde trebuie amplasate? Înțeleg că e nevoie doar de o mică platformă, mă rog, să corespundă suprafeței, nu? Pe lângă 13 pe 2, ar mai trebui undeva câte 2 metri într-o parte, 2 metri într-o parte și 2 metri într-o parte și o cale de acces. Deci îl duceți oriunde este nevoie, oriunde, orice primărie, dintr-un sat, nu? Absolut, acum avem să ducem în Delta Dunării, într-un sat izolat din Delta Dunării și vrem în special în zonele rurale defavorizate, acolo
Dar dacă sunt oameni care vor să-l pună și într-un, și într-un oraș, cu mare drag. Și noi avem tot know-how, două variante. Ori îl producem noi, îl facem noi de la A la Z, cap coadă cu, cu furnizorii, ori îl fac oamenii dacă vor să-l facă și ne dăm tot know-how de la A la Z. Deci le dai franciza, să spun așa, bănuiesc că gratuit, da, nu contra cost. E gratuit totul, totul e gratuit, totul este gratuit, doar dacă sunt finanțe, dacă își fac la, la ei în ogradă, atunci noi le dăm tot know-how și specialiștii. Am înțeles, și încă o întrebare am. Am umanitară din, 12, din, din 2018, în care avem doar voluntari, nu avem oameni plătiți. Se poate contribui, nu neapărat financiar, se poate contribui și cu cărți, înțeleg? Și cu cărți, dacă sunt producători de mobilier, se poate dona mobilierul, se poate se pot dona, noi în fiecare container avem un pian. Instrumente muzicale, cărți, instrumente de pictat, orice poate să fie donat în, în proiectul ăsta, nu este nimic rigid, tot este flexibil. De ce, de ce, sau ai reușit să-i convingi și pe alții că această da. Cheltuială, acești bani? Da, am doi antreprenori, am doi antreprenori care deja au finanțat. Nu, dar acești bani sunt de fapt o investiție și nu o cheltuială? Da, este o investiție uriașă, moștenirea mi se pare colosală și impactul e, e magnific. Trebuie să veniți, trebuie să ajungeți la container și să interacționați cu oamenii care intră aici, cu familiile care intră aici, cu copiii care intră aici și veți vedea cât de, cât de mare este impactul. Mulțumim foarte mult, Ștefan Mandachi. Așadar, detalii găsiți pe www.ștefanmandachi.ro/citește. Aveți acolo toate informațiile. Cum mi se pare acest... Mult succes, Ștefan, mulțumim! Este nevoie de... aduce cartea aproape de copii. Exact, noi în mediile defavorizate, nu? Și noi am intrat aproape în peste 500, am dotat peste 500 de biblioteci școlare împreună cu cei de la Libris, care e cea mai mare bibliotecă online din România. Am ajuns acolo. Vreau să vă spun că bibliotecile școlare nu mai au fond de carte nou de... Spunea domnul academician Manolescu. De 20 de ani. Fie n-au cărți, fie n-au bibliotecar. Multe situații. Da, acestea au bibliotecare unde am fost, dar fondul de carte era atât de vechi și de prăfuit, ori copiii au fost extrem de încântați că au văzut cărți de care au nevoie, fiecare școală și-a făcut un necesar, albume, s-au întâlnit, le-am facilitat întâlniri cu autori români de, pe care ei îi admiră. Deci e foarte important să aducem alături de copii autorii, scriitorii, cărți frumoase, pentru că ei așteaptă asta. E foarte important. Așadar, dar inițiativa e foarte faină și ca orice inițiativă a domnului Mandachi, e așa, succes, da? E ieșită din obișnuit. Iese din afaceri și vine să investească în educație. Să știți că în ultimii ani am văzut din ce în ce mai mulți oameni de afaceri care sunt preocupați de, de problema și asta. Și mari, numere sunătoare, da? Da, pentru ce denotă asta? O îngrijorare cumva față de viitor? Pe de o parte, cred că ce se întâmplă e, avem și noi prima noastră de generație de antreprenori crescută în libertate, care se apropie de, n-aș spune, de finalul vieții. De finalul vieții profesionale, au investit, au mulți bani, au făcut afaceri și te întreb, ok, dincolo de afacerea asta, ce, ce rămâne în urma mea? Și da, dacă te uiți așa la contribuția ta în, în România, dacă pot, o investiție făcută în educație, cu siguranță se multiplică în viitor. Gândiți-vă că există biblioteci de renume mondial care poartă numele unor industriași, nu care le-au... Și sunt mari universități fondate de oameni cu mari posibilități financiare care au simțit nevoia să cheltuie responsabil pentru banii pe care i-au acumulat. Ce aș mai spune și ce mi se pare mie foarte important, dincolo de faptul că copiii trebuie să aibă evident acces la carte, că dacă nu ai acces la carte nu, nu citești, unde eu văd o problemă și am o problemă cu multe persoane din spațiul public e că aprecierea pentru carte și pentru cunoaștere a devenit aproape inexistentă sau bagatelizată. Adică noi nu mai spunem că, în general, dacă vrei să ai o viață de succes, e mult mai înțelept să fii educat decât să nu fii educat. Sigur, cumva, social media și, și televiziunea noastră ne scot în față niște personaje și, care sunt celebre, bogate, fără bogate, să fi, mai ales. Bogate, fără să fi trecut prin, fără să aibă o educație, dar sunt excepții. Marea majoritate a oamenilor din lumea occidentală, din lumea liberă, cei care au venituri rezonabile și duc o viață, o viață relativ prosperă, sunt oameni educați. Oameni care au educație, au o profesie, au citit. Și aici, dacă noi nu dăm mesajul ăsta și dacă mesajul este mereu, dacă ești șmecher, treci în față, dacă ai carte, stai mai la coadă, copiii de 10 ani ce să înțeleagă din, din asta? Mai ales când se pune problema supraviețuirii, cum este cazul în aceste medii în care familiile sunt sărace, nu pot plăti meditații,
da, copiilor, să țină pasul cu exigențele și cu concurența care există în momentul de față. Ce să aleagă tânărul? Merge spre mijloace facile de supraviețuire, da? Înțelege că dacă filmează și vorbește niște lucruri, se filmează și le postează undeva, și cred că se pot face bani. Că cât durează? E un miraj care ține, o iluzie care ține câtă vreme? Nici măcar nu e o iluzie, că cei mai mulți care o iau pe calea asta nu fac niciun ban filmându-se. Alții fac bani de pe urma lor. Sunt atât de puțini din marea populație cei care reușesc să facă asta. E o prostială. Iar cei mai mulți dintre copiii ăștia vor realiza ajungând la 25 sau 30 de ani, văzând că nu au carte, nu au parte. Că au pierdut vremea, de fapt. E prea la vârsta aia deja e prea târziu să te mai apuci. Practic avem un sistem de selecție și de succes în viață destul de discutabil. Hai să vă întreb ceva. Cu toții urmărim politicieni pe rețele sociale. Câți politicieni ați vrut să recomande o carte? Să spună, uite, sâmbătă asta am citit și eu o carte. Stați așa, rețineți întrebarea, revenim după foarte scurtă pauză. Am revenit și am încercat să găsesc răspunsul la întrebarea capcană pe care Radu Burnete mi-a pus-o, și anume câți politicieni au, câți dintre politicieni sau ce persoană publică, da, a recomandat să citim o carte în ultima perioadă. Dar nu în general, să ne spuneți, eu am citit cartea asta, citiți eu și voi că e foarte bună, pentru că un lucru pe care eu l-am învățat n-am găsit, de la Barack Obama. Ok, da, el e un, într-adevăr, are niște liste în care are listele. Eu credeam că despre români ne întrebați. Da. Știu câțiva politicieni, nu vreau să le dau numele, că îi urmăresc și așa mai departe, dar v-aș mai spune un lucru pe care eu l-am învățat de vreme și care cred că e valabil și acum. Există foarte multe moduri de a citi. Acum avem long read, short read, bloguri și așa mai departe. Cartea rămâne deocamdată singurul instrument unde îți poți exersa raționalitatea într-un mediu complex. Cartea, dacă citești un articol, ai cumva o mini-esență, da? Citești câteva fraze, câteva mici argumente. Cartea e singurul mediu în care cineva îți poate expune raționamente complexe, explicații complicate, tu ești forțat să interacționezi cu ele, să le urmărești, să fii atent, ore în șir. Ori asta e o componentă cheie a inteligenței umane și nu există în altă parte. Nu poate fi, chestia asta nu poate fi fentată. Deci cine nu citește cărți și nu trece prin procesul ăsta de a citi cărți, nu poate fi la... Adică educația nu se poate face pe Facebook sau citind presa sau ascultând podcasturi, oricât de bune ar fi. Suntem confruntați și cu un fenomen masiv de impostură în societatea românească. Privim în jur și foarte multă lume emite opinii despre anumite aspecte, fenomene și așa mai departe, dar câți dintre ei ar avea dreptul moral să se exprime pe o problemă pe care nu o cunosc, pentru că nu au studiat-o, pentru că nu au bagajul de cunoștințe suficient de amplu pentru a înțelege ceva din problema respectivă. Asta e cumva destinul democrației, nu? Cu toții avem... Dreptul la o părere? Cu toții avem dreptul la o părere. Ce uităm adesea e că asta nu înseamnă că părerile noastre sunt egale între ele. Și cum știm că ce știm e bine? Da, aici... Rămâne o întrebare cheie. Până la urmă, asta e tot o formă de... Asta e un țesut social care îți dă direcția asta, da? Adică ai niște oameni care îți spun acolo te uiți mai degrabă când vrei să primești un sfat despre vaccinuri, ca să spun cuvântul, sau acolo te uiți mai degrabă dacă vrei așa. Dacă oricine poate să aibă opinie despre orice, problema e că știința nu e democratică. În mediile sociale, iertați-mă, e un talmeș-balmeș și o confuzie completă. Cine are autoritatea profesională să se exprime pe ce anumite probleme. Dar nu doar pe rețele sociale, probleme. Peste tot mi se pare că avem această problemă. Sunt foarte destructurați din punctul ăsta de vedere. Am ajuns aici singuri, neghidați de nimeni, au avut grijă alții să ne facă să pierdem busola. Totuși, cum s-a diluat atât de mult? Până la urmă, țesutul acesta de bază al unui sistem de învățământ. Să știm o direcție, să știm cum anume ajungem să ne atingem acel obiectiv, cineva să-l stabilească și aici iarăși ajungem la factorul politic. Adevărul e că și sistemul acesta educațional nu poate să trăiască în izolare. El trăiește în legătură cu celelalte sisteme și poate aici altădată putem vorbi și de influența media, nu? Că tot da, suntem... Și nu neapărat în sensul bun. Și invers. Nu neapărat în sensul bun, pentru că dacă ne uităm și în media tradițională, nu? Obișnuită, cam ce modele primesc sunt copiii, promovate, ce da. Văd, totul este banul, puterea, șmecheria... Nu mai este modestia, umilința, nu mai vezi la oamenii care
care ar trebui să transfere astfel de valori către tineri. Cred că, dacă vorbim de sistemul de educație, cred că și lipsa unei continuități în conducerea sistemului de educație. Vă dați seama că noi am schimbat în acești 32 de ani, cred că 30 de mandate de ministru. Adică știu că am făcut mulți. Adică chiar dacă unii s-au mai întors, dar am tot, schimbat foarte mult. Tot la originea aceea, da, sistemului redactat, gândit, conceput, nu, și aplicat de Spiru Haret. Și mărturisesc că sunt de acord cu domnul Manolescu, că domnul Funeriu mi se pare că a fost cel mai hotărât, așa, din cât nu sunt mare expert în educație, dar mie mi-a plăcut foarte mult. A simțit cumva cel mai departe, nu? A vrut să oprească plagiatul în primul rând. Stadiul în care eram. Și vă spun sincer că pentru mine asta e o teză fundamentală în România. Adică onestitatea intelectuală e o componentă cheie a educației și pe asta politicienii chiar au distrus-o și au dus-o în derizoriu. Și cred că și asta trebuie îndreptată. Adică cartea înseamnă, cunoașterea înseamnă muncă, nu poate fi șmecherită. Domnul Funeriu, de asemenea, a vrut să scoată la iveală și corectitudinea cunoștințelor elevilor. A vrut să și evalueze profesorii pe seama mai multor criterii, nu a celor de olimpici pe care îi iau în clasă, ci și pe integrarea celor vulnerabili, copiilor care au nevoie de mai mult suport. A fost într-adevăr un vizionar și dânsul și secretara de stat care a fost la acel moment, dar iată, asta spuneam, că nu există o continuitate, nu există o înțelegere politică. Știți că s-a încercat și s-a semnat un pact politic pentru educație, da, de toate partidele. Deci onestitatea asta și asta o simțim, că oamenii nu sunt sinceri până la capăt, oamenii nu se bat pentru o idee. Dacă nu-și țin cuvântul, nu? O semnătură e ca un cuvânt dat. Dacă asta ne-am asumat, asta o facem no matter what. Da, exact. Dar câtă vreme, și aș duce puțin raționamentul dumneavoastră mai departe, partidele politice sunt astăzi, în opinia multora, bazine de contraselecție în societate. Cine să vină cu soluțiile adevărate, reale, eficiente pentru remedierea problemelor din învățământ? Câtă vreme oamenii cu carte se retrag și din spațiul public și virtual și cum, de mai având acces, evident, nici în partidele respective în funcție de decizie. Mă provocați acum ca de asta v-am și chemat. Da, ce se întâmplă în partidele politice și reticența oamenilor de... Adică am ajuns într-o situație în care cei mai mulți oameni serioși nu vor să intre în politică, pentru că pare așa un loc murdar, să-i spunem, că asta. Dar pe de altă parte, dacă nu fac pasul ăsta, cum să se curățe? Adică de unde să vină infuzia asta de, nu știu, modestie, onestitate, dacă ea nu vine din societate? Dar li se permite accesul? Eu nu cred că vorbeam de contra. Eu cred că e mai degrabă autocenzură decât cenzură din partea. Sigur că dacă, să zic, intri într-un loc care e corupt și nu în regulă și începi să vii cu vrem să fie transparent, să fie, există de niște primul trimis acasă. Da? Există un soi de contrareacție, dar eu nu cred că vreun partid, unul dintre partidele mari din România refuză să te... Adică îți faci așa un profil, nu, ești prea cinstit pentru noi, n-ai ce căuta aici. Nu cred. Dar cred că e un drum la deal. Dar s-au văzut cazuri și pur și simplu n-au avut nevoie de astfel de competențe. Cu siguranță nu par să le ce caute. Ce fac acei oameni? Și au gândul de la politică, nu mai vor să audă de politică. Da, asta e greșit, pentru că toți oamenii care cred că politica e undeva acolo și pe mine nu mă interesează, greșesc. Politica de fapt suntem noi, e viața noastră în comun, dar nu putem abandona. Trebuie să citez un pic din ce ați scris dumneavoastră, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Citez, da? Politicieni golani și neghiobi care au glorificat șmecheria, vedete agramate ajunse modele de viață, hoți tupeiști prezentați ca oameni de afaceri, securiști și torționari care ne-a dat lecții de morală și oameni de televiziune și presă de calitate îndoielnică care au umflat aceste personaje până la cer. Tot ceea ce putea și poate să vadă un copil astăzi în România este că studiul și buna cuvință sunt pentru fraieri. Dacă vrei să ai bani și succes, trebuie să emulezi modelele dezgustătoare care inundă spațiul public. Singurii care se pot salva sunt cei ale căror familii au suficientă înțelepciune și influență ca să le ducă privirile în altă parte.
Este opinia noastră, am citat-o aici pentru că mi s-a părut crystal clear, ca să mă exprim românește. Adică dură ca diamantul, da? Foarte clară, foarte... Cred că reflectă părerea multora. Mulți simt asta, nu pot reda, foarte multe ori nu reușesc să o redea atât de bine. Nu ori ce asta. Ați simțit multă revoltă scriind lucrurile astea. Da, păi e supărător să vezi că eu citesc foarte mult, vă mărturisesc când termin treaba asta, fac, ajung acasă și mă închid cu Kindle-ul sau ce fac. Și am de multe ori discuții cu oamenii din jurul meu. Uite, ai văzut cartea asta, ai citit cartea asta, nu știu ce. Cei mai mulți oameni nu citesc, cei mai mulți copii nu. Și de aici trebuie pornit, de la carte. Da, și până la urmă eu de unde am învățat să citesc? Că nu, când aveam 2-3 ani de zile, nu știam ce e cartea. Oamenii din jurul meu mi-au explicat, Radu, asta e calea să fii un om corect și cinstit și onest, să înțelegi. Acesta este și mesajul pe care vrem să-l transmitem și noi tuturor celor care ne privesc și mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Din păcate, rațiuni de timp ne obligă să punem punct aceste discuții care devenea din ce în ce mai interesantă. Vă mai aștept. Mulțumim. Mulțumim foarte mult și noastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem miercuri viitoare. Până atunci, numai bine.